Opa, bună seara tuturor! Suntem live aici pe pagina de Facebook a maestrului și pe canalul de YouTube, alături de invitatele noastre într-o nouă ediție a emisiunii Cântați cu noi, veniți acasă, mai copii! Salutați-o cu mare drag și aplauzele voastre pentru Diana Rotaru aici în dreapta mea! Elena Demirjan! Bună seara! Maestre, ne bucurăm tare să vă Da. vedem. Fetelor, dar să știți că la microfon trebuie să vorbiți. Și să vorbiți și să cântați. Așa că luați-vă armele în mână. Deci eu am distribuit până acum linkul de pe YouTube și cel de pe Facebook. Da. Trebuie să ne știe toată O lumea să ca fac să și eu asta acum. Cât de rău cântă Diana Rotaru live. Nu mai este. Deci Diana Rotaru deja a distribuit linkul. O face Da. Acum și Elena și maestru. Bine, maestru. Eu o fac. Iar voi la fel. Mamă, iar ce ne voi facem la noi fără telefoanele astea? Da, da. Prieteni, să știți că pentru noi va conta foarte mult ca acum, de la începutul Da. emisiunii, să nu, veniți cu distribuirile voastre a acestei emisiuni, să distribuiți pe paginile voastre sau la prieteni, ca să fie cât mai multă lume în jurul nostru în seara asta, ca să ne distrăm împreună, să cântăm împreună, pentru că avem ce să vă spunem. Așadar, toată lumea, distribuire și bună seara tuturor! Elena, 5 minute de Facebook. Ai distribuit deja? Nu, 5 minute, nu chiar așa. Să ne credeți că, într-adevăr, am mai puțin ne-am întârziat, pentru că sunt în tăiaj în oraș. Da. Și Diana e învățată să o ducă în spate. Șoferul. Am șofer, dar da. Din păcate el Lasă a întârziat. Lasă-mi microfon tot timpul să lucrez, bine? Da. Înțelegi. El a întârziat și eu l-am așteptat. O să-l amendez cu siguranță. Prima adică, mă scuzați. Prima e întârziat tu, după cum știu? Nu, șoferul. Doamne, șoferul meu. Șofer? Cum? Știu cine e șoferul. Șoferul nu-i cu mătru meu, așa cum ești tu cu mătrița mea. Dar tu de ce nu ne-ai prezentat cu mătrițele, cu metrele? Asta o spuneți voi, pentru că îi ține de viață personală și doar voi puteți să vorbiți despre viața voastră personală, nu păi, eu. Eu v-am prezentat ca artiste. Așa, eu v-am prezentat ca artiste. Diana Rotaru, Elena Demirjan. Acum personal cu metrile, blondele. Poftim. No, Păi nu? Așa. Eu toată viața mea am visat să am așa cu metră. Uite la ea cu ochii vers, talentată, frumoasă, o armeancă adevărată. Nu? Păi da, așa la și microfon, este. Vă rog, la microfon. Zi ceva în armenește. Nu mai zic nimic. Zi ceva în armenește. Nu m-am săturat de armeană, gata. Vorbim în română. Probabil mai multă lume te tot întreabă, mai ales în interviuri. Știi cum mă întreabă? Zic, deci tu ești de origine armeană, locuiești în Moldova, vorbești în română, te-ai născut în George, cine ești? Și acasă vorbiți rusește cu copiii. Hai, asta n-ai spus-o. Când și cum? Mai, e bine să cunoști mai multe limbi. Da, 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 da. E foarte bine. Mie îmi plac limbi străine. Ești multilingvă. Da, poliglot. Vai, ce frumos. Da. Da. Înțelegi, da? Da. Tu ce naționalitate ești? Eu? Eu sunt poloneză. Pale. De la Cantemir jumătate. De la bunica. Și serios? Provin din neam turcesc din partea lui tata. Adică sunt o corcitură. Tu zici seama, tu stai lângă Armenia acum, turcoaică. Sunt un amestec, un amalgam de sânge. Frumos. Păi oamenii care au amestec de sânge... Ce, armenii nu se înțeleg cu turcii, da? Sau cine? Da. Înțeleg toți. Asta, politica acolo, după cameră. Noi ne înțelegem cu toți și n-avem noi gafă din alea, știi, că ne înțelegem da. Sau nu. Într-adevăr. Corect. Scoate sunetul. Da, 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 imediat scot aici sunetul. Ca să văd doar comentariile voastre. Mă bucur că ai un asistent foarte bun în această emisiune. Apropo, Stella Botez. Mai nou Stella este asistentă. Doamna, scuze că te-ai căsătorit nu demult, doamna care va citi mesajele. Da. De pe Facebook. Păi, noi astăzi ne-am permis toți să întârziem cât puțin timp. De ce suntem atât de veseli? Dar nouă nu ne-e rușine că am întârziat. Adică e ceva normal. Oamenii, în schimb, n-au întârziat și sunt peste 750 cu ochii pe noi. Așa, așa că îi salutăm cu mare drag. Sunt mulți. Nu, sunt mulți, puțin. Eu cred că putem să ajungem la 7000. Scuză-mă, nu pot să fiu în emisiune asta cu 700 de oameni. Adică, 7000. Aici eu nu comentez. 7000, deci dacă nu sunt 7000, eu plec din emisiune. Bun, 7.500.000. Nu, 7000 okay? Vreau. Nu, că 700 la sfârșit de emisiune, îți vă 40.000. O,
Asta vreau, să începem de la 7.000 să ajungem la 40.000. Asta nu înseamnă da. 7.000. Eu am, fac comparația asta tot timpul cu diaspora și știu foarte bine că oamenii care n-au ce face acasă la ora asta, ei se uită online, fie pe YouTube, fie pe Facebook, fie pe Instagram. Deci chiar pe bune, trebuie să fiți 100.000. Ce ține de diaspora această emisiune, acest live session, este foarte, foarte bine cotat și urmărit anume de diaspora și vrem aici să salutăm cu mare drag fanii maestrului Gheorghe Țopa și fanii tuturor artiștilor care au pășit pragul acestui studio. Mai ales din Irlanda, că m-am întors. Da? Recent din Irlanda. Ai fost în Irlanda? Da, săptămâna trecută. Și atât un public de bun. Îmi plăcea că fiecare melodie care o cântai, fie din repertoriul meu, fie din... Din repertoriul meu? Nu, să zicem popular, da? Sau muzică, al stelei? Din folclor. Așa. Așa. Al meu, că da. Al meu nu cunoaște. Tu armenește, doar nu cânți. Nu, și fredonau cu mine, îi vedeam cum fredonează cu mine, asta m-a bucurat foarte mult. Asta e cel mai bun cadou pentru un artist. Da, pentru că așa, altfel nu poți, până nu vezi cu ochii tăi. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Eu zic chiar să începem emisiunea cu piesa asta. Ce să ziceți? Mă profund în ei, să mă cufund. Nu, așa sunt versurile tale. Iana, eu am vrut ca lumea să te cunoască altfel. Așa. Altfel cum? Imposibil. Scuzați-mă, sunt așa, adică deci vrei să scot masca. Deci Rodaru este așa cum este, deci imposibil. Și cu mătra mea mă iubește așa cum sunt, nu? Exact, asta am vrut să zic, așa pozitivă și... 92 de cumătri. Eu cum te-am lăudat? Laudă-mă și tu. Nu zic gură. De lume, știi, care zice că lumea gurii nu mai cresc, că nu oprește nimeni, știi? Dar nu mă interesează ce spune lumea. Păi asta, asta am vrut să zic, că nu mă interesează nici pe mine. Mi-a arătat Anatol cum discută doi pe TikTok ăsta și primesc like-uri, vizualizări, bani, câștigă ce acolo și între doi nu mai discută. Între ei, dar voi cât de buni sunteți, stați pe... Da, îți face milioane. Acasă, una acasă, la doua. Ai distribuit? A distribuit, a distribuit, de cu siguranță. TikTok-tier, Instagram-ier, cum să-i mai zic, Facebook-nier. Influencer. Așteptam să zici tu. Deci, spuneam despre diaspora și am menționat prima țară, Irlanda, pentru că acolo... A fost recent maestru cu un spectacol alături de alți artiști îndrăgiți de publicul nostru. Igor Cuciuc și Valentin Nica, cred. Așa parcă am văzut afișul. Valentin Nica și Valeriu Leovski. Ah, Leovski tot a fost cu voi? Da. Eh, prietenul meu, Valera Leovski, la fel. Da, Valera Leovski, da. Bun, bun. A fost un concert divers ca și genuri muzicale și asta este foarte, foarte fain. Da. Am văzut și eu cum te petrec fanii pe ei, că sunt mai tineri, da, cu muzică da. Mai îndrăzneață și rămâneau la urmă. Aruncau cu ei, în ei cu flori, da? Nu, așteptau, Valera. Cu, iar așteptau după spectacol cu drag, știți? Da? Să la un pahar poze. De vin, la un pahar de... cum își fanii lor și... Își manifestă dragostea. Diferă față de... A noștri gospodari vin cu soțiile, se duc acasă cu soțiile. Aha, da, lor vin singuri. Ai înțeles, da? Cu sticla. Și cu banul ca să arunce. Bravo! Felicitări! Da, cu bani, da. Super! Data super. Viitoare mergem și noi cu tine în Irlanda. Nu o să te plictisești cu siguranță. Eu o nici să-ți pun bancuri. Nici publicul n-o să se Stella o să-ți facă coafiura. Așa de și... De ce? Diana, ai grijă ce vorbești. Eu ce? Nu fac coafuri la bărbați. Încearcă, încearcă. Iar Elena o să facă cu alte, tine canto. Altă nouătate să o spunem. Ce? Hai să o felicităm pe Steluța cu căsătorie, cu ziua Dar eu am felicitat-o. Nu, dar păi să ne vadă toată lumea. Da, mulțumesc. Au murit toți admiratorii Stelei acum. Le-ai pus pată neagră pe inimă. Nu, din contră, să știi că s-au întețit după eveniment și în timpul evenimentului. Noi pe Ionel, că... lui Ionel în fiecare sari trimitim. Da. Arată-mi inelul, vreau să-ți văd inelul. Nu purtăm ineluș nici eu, nici el. De că, ce? Că așa ne place nou, așa ne este mai comod. Ai înțeles, da? Dar mai bine pe inel. Cert este că eu vreau să-i mulțumesc din suflet maestrului Gheorghe Țopa, care ne-a făcut o surpriză și a venit la nuntă exact la masa a doua, înainte de a vorbi părinții, și a cântat cu drag pentru părinți și pentru oaspeții de acolo. Așa că vă mulțumesc frumos pentru că ați fost prezent. L-ai plătit? Știi, gestul ăsta este atât de scump încât nu face... N-are preț. Păi l-ai plătit preț. Sau nu l-ai plătit? I-ai dat bani sau nu? Eu ți-am răspuns, Diana. N-are preț, măi. Oh, stai că mă bate!
Păi vreau să provocatoare, știu între voi, colegii, cum se întâmplă Iana, lucrurile. Eu am venit și am cântat trei melodii și am fugit super de acolo, pentru că lumea stătea deja la masă, uh-huh, și n-am vrut să pun nici pe ei în situație, nici tinerii. Și eu cred că dacă mai cântam un cântec, mă alungau. Nu, nu cred, nu, clar, nu există așa ceva. Dar trebuie să știi când să pleci, corect? Trebuie să știi când să pleci. Mai bine să fii mai dorit decât să plictisești. Exact, da. E o tactică frumoasă, corect. Așa că mulțumesc și mă bucur tare mult că încă primesc și acum poze de la nuntă și felicitări și vă mulțumesc tuturor care cumva ați aflat pe parcurs. Dacă ții minte, când am plecat eu, băieții cântau Maria. Da, da. O masă de invitați. Nu, la Nisporini. Clar că am mai mulți fani la Nisporini ca în altă parte. Da, păi de la Baștină. Da, exact, la Baștină. Și erau, și băieții cântau Maria, de eu plecam. Ei cântau un fel de rămas bun. Pa, da, dar nu te deranjează, dar nu te deranjează, uite, chiar vreau să știu părerea ta, când alții îți cântă piesele fără acordul tău? Nu mă deranjează. Eu cred că asta e un succes. Mm-hmm, da. Nu zic, în ziua de astăzi... Dar cum rămâne cu drepturile de autor, că este piesa ta, sunt investițiile tale, cum faci? Sunt de acord. Eu sunt generația aceea, când nu unii dădea tot, fără bani, fără o sticlă de vin. Am primit versuri de la Grigore Vieru, de la Dumitru Matkovski, muzică de la Gheorghe Mustea, de la Mihai Dolgan. Niciodată nu se vorbea de că să plătești ceva sau să dai un ban. Acum, așa, dacă lumea investește și investește, alții investește mult, alții nici nu știu cât trebuie să investească și investesc foarte prea mult, acum eu sunt de acord că el poate să pună interdicții pe YouTube ca să nu cânti nicăieri, să nu... Dar eu, dacă îmi cântă băieții mie cântecele pe la petreceri, asta eu cred că e o mândrie, da. Am merit la o nuntă și vin și... Am vrut să fac surpriză, cum se face, nu spune muzicanți, cineva face surpriză. Tăi, nu-i nimeni, ei, dar muzicanți, tu trebuie să știi. Și eu vin, stau la ușă și cântă fata ta. Zic, Doamne... Ai văzut? Asta surpriză. Pe cine a compus, apropo, fata ta? Fata ta te-a compus un băiat de la Priceni, mai bine zis. De la Nord. Da, de la Nord. Păi știu, dar el a compus melodia, dar versurile Ianuș Turcanu. Da. Pentru că trebuia să fie versuri profesioniste și plus la toate eu numai fredonam numai refrenul ca idee și eu adăugam la mine și cuvinte și cântam la un prieten. Când el venea, eram la petrec și eu cântam numele fetei, cu toate că era de a... Cert este că despre acest cântec, tocmai despre fata tatei, ne întreabă în comentarii lumea dacă l-ați cântat la nuntă. Da, maestru a cântat piesa pentru mine și eu am dansat cu tata meu și propun să începem emisiunea cu piesa asta. Ce ziceți? Pentru că ea va fi... Eu astăzi am ascultat-o odată la gusturile se discută la ProTV. Tu zici fata tatei. Eu zic fata tatei. Ochii tăi, fată. Ție ți-a cântat-o și mie mi-a cântat. Ajunge, ochii tăi, vreau să aud piesa asta. Da, a cântat-o astăzi la emisiune, la ProTV. Ție la nuntă. Hai să fii ochii tăi. Această melodie este născută înainte de a se naște Diana Rădaru. Spre mare, tu ești înconjurată de admiratorii tăi. Dansezi și stau de vorbă cu alte domnișoare. Dacă ridic vocalul, privesc în ochii tăi cu visul dragostei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost fără ei. Ochii tăi, două izvoare, în lumini strălucitoare. Ochii tăi, pentru ei fac ce vrei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost fără ei. Va veni o zi în care vor luci ca stele în mare. Ochii tăi, în ai mei, ochii tăi.
noaptea înstelată a mării partitură. O vom asculta plimbându-ne pe chei. Sper că o să-ți placă simpla aventură, care o să aprindă scântei în ochii tăi și focul dragostei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost fără ei. Ochii tăi, două izvoare, în lumini strălucitoare. Ochii tăi, pentru ei fac ce vrei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost fără ei. Va veni o zi în care vor luci ca stele în mare. Ochii tăi, în ai mei, ochii tăi. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost fără ei. Ochii tăi, două izvoare, în lumini strălucitoare. Ochii tăi, pentru ei fac ce vrei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost fără ei. Va veni o zi în care vor luci ca stele în mare. Ochii tăi, în ai mei, ochii tăi. Wow! Uh-huh! Bravo, maestre! Wow! Superbă piesa asta, da. Cu istorie, Nelu, cu legende. Te rog frumos. Nelu, a venit Nelu! Să-mi dea căștile puțin mai tare. Avem un sunetist aici foarte talentat. Îi mulțumim că este alături de noi. Și vă mulțumim vouă că sunteți atât de mulți. Și că scrieți comentarii frumoase și ne vorbiți despre diaspora și o salutați și pe Diana și pe și Elena. Ce bravo sunteți. Da. Uite, Radu, de exemplu, Mielnitschi. Salut, Diana, încă o dată. Mai ce drăguț din partea ta și eu te salut. Și eu te salut cu mare drag și mă bucur mult că ne urmărești. Uite, acum am postat și linkul de Facebook pe Instagram, lasă știe toată lumea că suntem aici. Chiar vreau să spun că studioul ăsta răsună foarte bine. E studioul tău? Da, cui? Da? Nu, mă gândeam a feciorului poate. De ce nu? Da, e corect. Foarte, foarte, foarte fain aici, mie îmi place mult. Noi în două săptămâni trecem în altă sală. Mai mare. Ne extindem, ca să spunem așa. Adică maestru are scopuri mari și le va atinge, pentru scopuri că omul serioase. Care visează muncește pentru asta și o să cânte cei care sfine, o să cânte în picioare, o să cânte așa cum trebuie. Picioare, da. Da. Cert este că foarte multă lume ne aplaudă aici. Tot live, tot cu distanță, tot frumos. Mm-hmm. Apropo, este o idee foarte minunată când se permite la... Sau o stăm la masă, la... o să ridice și o să cânte acolo. Mhm. Toată splendoarea. N-ai cum să faci o emisiune unde se gătește, că gătim noi aici. Eu am zis microfonul, tu lasă-l permanent. Să-l țin conectat? Da, să nu mai sting? Da, nu mai sting. Gata, ok, bine. Da. Așa facem, cum spui tu. Da. Salutăm Israelul, Germania, Italia este alături de noi. Uite, de exemplu, Aliona Noti ne scrie: toată familia din Israel vă ascultăm cu mare drag și plăcere. Chiar vă mulțumim frumos. Tăticu Belu, mama Edith și toți frații sunteți super. Interesant nume. Uite, a venit Elena. Elena, da. Elena și mi-a fredonat o melodie. Și ea îmi spune, uite, am spot eu să cânt și în armeană. Sigur că și da. În rusă. Da. Zic că noi vrem ca tu să cânți și în armeană și în rusă, lasă să știe lumea cum o armenincă cântă. Dar vreau să înceapă cu una în română. Da. Populară. Da, și asta o să fii și pentru voi, surpriză? Ce o să fac? Da. Auzi, da, să cânti cu mătra, cu mine, bine? Eu? Nu, mă susții, nu? Dar nu, ce nu, suntem nu. aici nu? La nu? Da, da, românii au talent? Suntem la... A, firul, dă firul. Moldovenii au talent. Dă-mi firul, te rog. A, firul, care fir ăsta? Da. Așa, schimbăm firul ca să meargă corespunzător la laptopul. Ca să înțelegeți, prieteni, avem două invitate interprete și fiecare da, și-a venit așteptat. Cu... La cine? La tine sau la mine? La tine. Și-a venit fiecare cu laptopul său, cu muzica sa. Și lucrez la camera aceea, da? Ok. Bine? Salutare. Nu, că o să fii pe tine focusată și... Ok.
Hai. A, o să te vezi doar tu. O să vedeți ce noi putem, o să te vezi doar tu, noi putem să ne dezbrăcăm. Da. Deci, prieteni, tu să nu fii cei care să nu se dezbrace, mai bine tăceai din gură. Tu știi că eu mai mult sunt cu vorba decât cu fapta. Păi asta. Așa, te știu numai eu. Cu câtă pasiune cântă? Ne pornim, maestre. Cine ia? Cine ia? Tu. Dezbrăcată? Tu. Ah, ok. Tu dezbrăcată, tu. Păi cum v-ați găsit voi cu mătrii mei? Trebuie păi uite găsit. Așa. V-ați găsit tot. Cu mietrița mea astăzi e prea serioasă, eu nu recunosc. Merge. Ea de obicei nu e așa. Hai. Elena de Mergean pentru voi. Așa. Omul cu suflet curat râde chiar de supărat. Omul cu inimă bună, dar nu știu cât tavan adună. Omul cu suflet curat râde chiar de supărat. Omul cu inimă bună, dar nu știu cât tavan. Ca bogăția, în viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi. Dar lucru-i mare, omenia, mai de preț ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi. Zi, măi! Preț. Nu puta de ce te pierzi. Cine e om cu suflet mare rămâne om până moare. Omul cu suflet curat, dar râde chiar de supărat. Omul cu inimă bună, dar nu știu cât amar adună. Mai de preț ca bogăția, în viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi. Dar lucru mare-i omenia, mai de preț ca bogăția, în viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi. Zi! Așa! Cu lume mare, dar rămâne om până moare. Lucru-i mare, omenia, mai de preț ca bogăția. În viață câștigi sau pierzi, omenia s-o păstrezi, măi. Dar lucru-i mare, omenia, mai de preț ca bogăția. Bravo! Super, 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 super. Frumoasă, frumoasă. Uite că și în stil popular ai cântat, Elena, ascultă, și cânti foarte frumos. Ascultă, poate nu mă auzeai. Nu cânta în microfon, că dispare microfonul. Oh, să cânt fără microfon? Nu, am zis că la distanță asta. Ok, bine. M-am obișnuit, știi, că noi suntem cântăreți de opere mai altfel. Noi nu suntem obișnuiți cu microfonul. Mai ales că nu sunteți cântă la distanță. El ce trebuie, el singur ridică. Ok, bine, te rog frumos, înțeles. Că dispar niște note acolo. Și pentru Diana la fel se referă. Da, eu știu, am înțeles. La distanță. A fost un mesaj indirect. Da, uite cum ia ține microfon. Și pentru mine. Uite cum ține microfon. Păi ea e obișnuită.
Da, eu deja știu treaba. Dar poate ea știe numai așa să-l țină. Da, da, da. Eu știu mai multe metode de a ține microfonul. Hai, adică arată. Pot să-i dau un masterclass. Hai. Să nu venim cu provocări acum, că dar ar de ce fi... nu? Dar eu sunt omul provocărilor, scuză-mă. Poftim. Vă știți hai, cu cine ați arată. Invitat? Ei, nu ai. Nu ai ce să vrea toți. Bravo, Lenuțo, scrie lumea. Așa. Iată, ăsta stil tămăduitor. Cuiva îi place stilul de muzică pe care l-ai ales. Cuiva îi place tămâia. Tămăduiala. Salutare de la Tulcea, România. Germania ne-a mai scris. Bruselul este cu noi. Wow. Cantemirul este cu noi. Avea doamna Nina Matkin o felicitare pentru un medic din Cantemir. S-a dus mesajul și n-am reușit să citesc cine este numele acelui medic, dar la mulți ani tuturor celor care sunt astăzi sărbătoriți. Și apropo de la mulți aniuri, astăzi eu știu că mai este ziua contabilului. Cu siguranță, da? Printre voi, cei care ne urmăriți, sunteți și contabili. De aceea, la mulți ani lucrătorului în contabilitate, să fiți sănătoși, să aveți ochi buni, vedere bună, pentru ca să conduceți cifrele cu bine și să puneți ștampila acolo unde trebuie. Bun, ia să mai vedem comentarii. Așa. Sunt multe aplauze aici. Citește-o de la Anatole Melnic, te rog. Anatole Melnic a spus să te rog să cânți Mongo Pongo. Dragul meu coleg, iubitul meu coleg, astăzi am petrecut împreună toată ziua și iar mi-e dor de tine. Da, Anatole Melnic, ce să zic, ție nu-ți place cum eu cânt, ție nu-ți place cum arăt, ție nu-ți place în general că eu exist pe fața pământului. Da, astea sunt cuvintele lui, dar o să-ți demonstrez ție și celorlalți că Mongo Pongo este un hit internațional și că ușor, ușor o să începi să o fredonezi și tu, așa, prin somn, când o să visezi și o să Mongo Pongo, Mongo Pongo, Mongo Pongo, înțelegi, da? Vreau să te înjur cu această melodie și să-ți doresc o seară frumoasă, Mongo Pongo pentru tine. Ce palmă! A fost palmă. Nu? Da. Palmă. Dar ce așa viață frumoasă? Viața asta e plină de sare și piper totuși. Mai am o propunere. Vă rog, maestru. Când cântă cineva, lăsați mesajele astea. Lăsați-le într-o. Care? Când cineva... Înțelegi care e problema, Diana? Care este... Dar eu... Telefoanele. A, telefoanele. Numai mie îmi dați voi. Păi se referă Dianei, nu? Că ea doarme cu telefonul, nu știi? Ei, dorm cu telefonul. Așa, da. Păi cât o vezi numai live? Noi suntem live în direct. Noi suntem aici. Noi suntem la gusturile să discute. Așa? Dacă ceva, voi sunteți cu mătri. Lasă că ieșim după emisiune. Așa, bun, până se mai pregătește o piesă, vreau să zic că doamna Tatiana Popova ne-a scris din Israel și ne spune că suntem superbi cu toții. Vă mulțumim frumos, este de apreciat comentariul dumneavoastră. Tatiana Gheorghelegiu ne scrie de la Paris și ne zice un mare, mare bravo și o salutare. Mulțumim frumos. Mai avem aici Floricele Inimioare. Așa, sunteți minunați. Interesant pentru cine? Pentru toți noi, probabil. Uite, felicitări, emisiune, invitați super faini. Sunteți super faine, fetelor. Ținim. Așa. Așa. Eu aștept să aud vocea Dianei Rotaru. Diana, ca să fredonez muzica dumneiei la toți cu metrii diasporei. Da, Diana aici își pregătește deja piesa, se aude probabil. Da. Germania la fel este alături de noi. Suntem la masă în familie, 10 persoane și sărbătorim ziua de naștere a lui Dumitraș, care împlinește 12 ani. Ne scrie Iva Sisin Eugeniu. La mulți ani pentru Dumitraș, care astăzi la mulți face ani. Mulți 12 ani. Multă sănătate. Mulți ani, mulți ani. Da. Mulți ani, să trăiască. Ani. Toată lumea. Din Cipru ne salută Natalia Constantinou. Așa. Natalia, te rog să mă inviți în Cipru. N-am fost niciodată și vreau foarte tare, dar nu știu exact unde pot să la mă vară. Opresc. Brie la vară. Nu, vreau oricând mă invită. Mă cazezi, mă hrănești, că vin. Așa. Pentru Elena, probabil este un comentariu aici drăguț. Valeriu Stetenco ne scrie: vecina cea mai tare din Gotești. Auleu, am dreptate? Da. Sunt din Gotești, da. Eu știu chestia super. Asta. Salutări, mersi Gotești, mult, da? Mulțumesc frumos. Da, salutări soțul. De la Șamalia.
Șamalia? Da. Unde? Tot poate la sud, cânta, tot e la sud. E pe lângă Pleșeni. Uite, noi suntem trei femei care avem treabă cu Cantemirul aici. Tatăl meu este din Cantemir, Cociulia. Eu sunt din Pleșeni și mama tot e din Gotești. Și soțul din Gotești. Și cu mătrii mei din Gotești. Apropo, salut. Salutări. Da, salutări. Da, și cu mătrul Virgiliu Moldovanu. Și cu mătru tu tot ne privește. Exact. Salutări soților noștri. Da. Știm că ne iubiți. Cantemirul și Nesporeniu e aici. Da. Dar e toată țara aici, chiar pe bune. Și tot globul pământesc. Pentru că avem, uite, salutări din Turcia, atât că tot spuneai că ești... Meraba, meraba! Așa. Iașul este alături de noi. Roman. România, în general. Roma, Italia. Dej. Și din Chișinău mai e cineva? E, sigur că da. Sigur că da. Taraclia. Nu, care nu scriu, sigur că din Chișinău, care nu scriu... Bacău, Cernăuți. Uite, Alisa Pârgari scrie, zi Diana Rotaru tot acului Anatol Melnic. Hai, Diana, cânt odată lui Anatol Melnic. Mongo-pongo ăla. Da, dar trebuie să-l falsez, trebuie să-l cânt fals, pentru că lui place când eu cânt urât. Falsează-l cum știi tu mai bine. Cum știi tu mai bine, falsează-l. Da, așa. Fade in Anatol Melnic, te salut și eu cu mare drag. Și cu siguranță piesa asta este pentru tine, ucurarea Dianei. Să-ți stea în gât. Iar eu te salut cu drag și îți mulțumesc că ești cu ochișorii pe noi. Hai! Stai. Această melodie e foarte sexy. Mongo bongo. Para para pa bam. Para para pa pa bam. Pa bam. Știam gata de rețetele, cochetele. Gătesc bine făcut, la mine sunt secretele. Știu că-ți place iute, 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 mai toate. Dedicată lui Gheorghe și lui Anatolie Melnic. Merită, nu? Păi uite, Gheorghe a cântat, da? Anatol, Anatol? Anatol o să mă viseze la noapte. Ioi, 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 ioi.
Frumos, frumos, da, foarte frumos. Da. Iată, cântând, s-a mai adunat lumea și din Moscova și din Franța, de peste tot, din depărtare și iarăși din Germania. Te inimioare acolo, Doamne, Dumnezeule, că te mi-a. Aha, sunt, sper exact. Da, da. Fain. Da. Asta pentru Gheorghe, da? Și pentru tine, că ai cântat atât de frumos. Și pentru tine, da. M-am prefăcut, n-am cântat eu frumos. Bine. Ok? Ești modestă. Bucureștiu, Bucureștiu este la fel alături de noi. Cu mare plăcere. Ce? Înțelegi ce scrie aici? Uite, da, este tot din... Limassol, Limassol este cel mai frumos. Zice să nu merg în Cipru, dar să merg în Limassol. Păi eu sunt gata să iau valiza, să mă duc pe o lună. Să stau în toate, da, în Limassol, în Cipru, oriunde mă invitați, vin cu drag. Unde n-ai cântat niciodată și ți-ar plăcea să cânti afară de Cipru? Unde n-am cântat? Sub apă. În Armenia. N-am cântat în Cuba. În Armenia ai fost? Eu apropo am fost... În Armenia ai fost? Cu o săptămână înainte de nunta mea am fost în Georgia. Olei. Serios? Cum e acolo? E foarte frumos. Acolo este bașena mea, acolo m-am născut. Știu, mi-am dat seama, adică ai spus... Dar în ce oraș ai fost? Uf. Greu să pronunț, sincer. Dar cu ce literă? Nu, greu. Greu să pronunț. Nu știu. Cert este că mi-au părut țara foarte asemănătoare cu a noastră. Bine, un oraș un pic mai sărăcuț decât multe din orașele noastre. Adică dezvoltarea la ei e probabil mai înceată, dar câștigă 10 puncte cu plus ospitalitatea, omenia. Așa sunt ei, da. Da, sunt foarte calzi, sunt foarte... Dau cămașă de pe ei. Vinul, da, ce vin bun. Mamă dragă. Îl țin în ulcioare, în pământ. Știu că sapă gropi adânci și îl țin acolo, nu? Să știi că nu în zadar ne unește. Uite, Georgia, Moldova, bunica mea când am venit aici, pe când s-a început bătălia cea mare, când a venit aici, mamica mea a rămas acolo. Deci ea a suferit foarte mult la o distanță mare. Și vreau să zic că foarte mult comun avem. Da. Moldova vin, Georgia vin. Moldova mămăliguță, Georgia mămăliguță, ai gustat? Numai că e de culoare albă. Da, așa? Da, foarte era bună. Gustos? Da, foarte gustos. De ce ți-a plăcut cel mai mult? Teatrul lor. Teatrul lor? Eu am fost cu teatru din Cahul. Ok, bine, festival. Mă refer la mâncărică. Hai să zicem că, uite, păi, sarmale fac. Ce ai ținut așa, ți-a plăcut totul tare, a cel mai tare? Totul a fost gustos, doar că pentru mine un pic picant. Așa sunt eu, mă rog. Dar vinul, jos pe Eu vreau ca Alenuța să ne cânte nouă în armeană. Da, ar fi super. Da, da. Să nu da, creadă lumea că noi vorbim de așa de dragul vorbei. Să auziți câtă căldură este în această grai. Și în vocea Elenei, care este superbă. Alenuța, deja lumea poate să dea apreciere singură, dar eu spun de acest grai. Mulțumim frumos, maestre. Și mai ales vreau la noi emisiune, că nu știu cine a mai venit din Armenia să ne cânte. Păi da. Este unica. Așa. Este unica Republica Moldova care abordează acest... Mai invităm, mai sunt armeni pe aici. Ne vizionează, cred eu. Mai sunt. Sigur. Păi salută-i, da. Salută-i în armenește. Toată diaspora armenească. Vă salut pe toți și vă cuprind. Apropo, biserica armenească, unde eu nu în fiecare duminică, fiindcă după posibilitatea mea, eu fac liturgie. Adică noi cântăm împreună cu preotul nostru. Care numele este Ternăjde, al salut, nu știu dacă percepe ceva, cunoaște în română cum vorbesc eu acum, dar o să cunoască, vorbesc Ternăjde, Barerico, da, și voi cânta acum piesa, vă dedic pentru toată diaspora din Moldova, din Armenia, celor care ne privesc din toate țările, adică de peste hotarele. Veniți acasă, măi copii, da, cum cântați? Da, da. Șeruțerec, înțalniți iarec, înțalniți iarec.
Șat, șnorat ca luțun. Despre ce ai cântat? Ghișer, uțerec, ziua și noaptea. Adică merge vorba despre o fată care se mărită, da, dar nu vrea să mărite. Să se mărite. Așa. Am cântat în armeană și am un pic de accentul din ăla. Un pic, numai dacă schimb limbajul, mi se transformă toată idilia să vorbesc în limba armeană. Dar n-am cu cine. N-ai hai să vorbim armenești. Hai, cu părintele de la biserică. Da, duminică, da. Da, cam atât. Mulțumim. Da, un pe inimă, nu? Să auzi cultura la alte, la alte lume. Da, dar să mai vezi. Să mai vezi? Dar te vede. Eu, te vede? Doamne, e aici. Ești frumoasă, eu cred că toată lumea asta poate să să accentueze cât de frumoasă ești tu. Și ce cu mătră ai tu. Oale, ce cu mătră frumoasă. Eu... Îmi place cum vă complimentați. Da, sigur. Poftim? Da, spuneai ceva? Vă, zic că vă complimentați foarte frumos. Noi da. Să vezi cum ne distrăm noi la petreceri, la evenimente, la zile de naștere. Doamne, foarte, avem o relație foarte strânsă cu familiile. Îi ador pur și simplu pe copilașii Elenei. Sunt foarte... Este reciproc, exact, exact. Și un pic chiar este dor de cele întâlniri care zici tu, fiindcă de mult noi nu ne-am întâlnit așa cum ne întâlneam mai înainte. Deci, cu pandemia asta, cred. Păi, ultima oară când ne-am întâlnit am mers împreună la Iași și da, am făcut shopping. Da. Nu spunem tot, da. Am mers împreună la Iași, a fost un sejur atât de frumos de o zi, dar am fost noi două. Da. Știi, când se întâlnesc două femei, deci nouă nu ne-a ajuns o zi ca să ne săturăm una de cealaltă. Mai ales în Iași. Da. Uite, după dăm citirii, după asta mai dăm citirii, sigur că îmi dau seama, comentarii sunt multe. Sunt foarte multe și foarte frumoase. Pozitive, sunt chiar nu ok. Poți fi altele, nu poți exact, fi. Da. Apropo, un comentariu recent scria despre faptul că apreciază foarte mult la Elena simplitatea ei, originalitatea. Și faptul că ești foarte harnică. Lumea apreciază că ești harnică. Mersi mult, vă mulțumesc. Hărnicia unui artist, ce a înseamnă? Că piese. Ca să cânte da, în da, altă limbă, îi trebuie să puțin... Exact. Da, să știi efort. Că îmi place. Mă mai repet încă o dată, că foarte mult îmi place limbi străine. Deci, când mă întreabă cineva ce limbi cunoști, nu pot să zic că cunosc, fiindcă noi... Pe parcursul la toate vieți... Eu cred toți ni când sunt toate limbile care le cunoști. Astăzi. Ar fi fain. Da. Vreau să cânt cânticul Fata Tati. Vă rog, în sfârșit. Pentru a venit că avem moment. Fete la noi în da, emisiune. Super. Și toate suntem și pentru fetele că tati. Diana mi-a șoptit că cânticul acesta e cel mai drag ei și m-a pus el cânt în emisiune.
Da, m-am simțit fiica ta. Fiica care nu o ai. Ce întorsătură. Ce întorsătură. Ce drept, e puțin mai mare ca cânticul fata ta. Nu, păi eu am 18 ani, hai să fim serioși, 18 plus. O, și când pare 18. Vezi, tot adică știu ce zic. Bine, pentru voi în special, răsună această melodie și pentru toată lumea, cânticul fata tate, pentru toți care au fete, care n-au... Să și le facă. Multe cântece mai sunt pe acest pământ, dar din toate câte sunt, unul aș vrea să-ți cânt. E legat de altul nume, cel mai drag din lume, și de chipul tău curat, plin și minunat. Fata tate, fata mami, cel mai dulce și mai scump omin. Fata tate, fata mami, o prea frumoasă floare de aprin. Trece timpul, e grăbit și neostenit, un copil să-l crești cu dor nu-i deloc ușor. Îți dorim doar fericire și multă iubire, să-ți ajute Dumnezeu, de-o să-ți fie greu. Fata tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de aprin. Așa-i viața, într-o zi ne vom despărți, o să apară cineva în inima ta. Dar de mamă și de tată să nu-ți vreodată, pe obraz cu lacrima te vom aștepta. Fata tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de aprin. Fata tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de aprin. Fata tati, fata mami, luminată fie calea ta. Fata tati, fata mami, cu dor acasă te vom aștepta. Cu dor acasă te vom aștepta. Bravo, fetele, bravo! Bravo. Mulțumim. Fata tatei, fata mamei, suntem... Bravo, tata feciorașilor! Da, da, da. Astăzi l-am întrebat pe Gheorghe în emisiune, zic, tu nu ai fete, dar ți-ai dori să ai fete? Și zice că are o nepoțică. Mm-hmm. Dar nu ne-ai dat mai multe detalii. Nepoțica, ce vârstă are? 5 anișori. Da, nepoțica are 5 anișori, dar și am vrut să spun că din primele clipi am avut grijă să-i procur ceva, știi, da, ai... mă ales din rochiță, că n-am văzut niciodată, nici în familie, cum, nici la mine, dar... Nici la soție? Nu, și nepoțica a venit mai târziu, adică a treia. Și a fost dorită tare. A treia nepot, da. Tot după doi băieți, a treia nepoțica, wow. A treia nepoțica, da. Să trăiască nepoțica. Da, să vă trăiască, să fie sănătoasă. Dar cum o cheamă? Gândim la fel. Ilinca. Cum? Ilinca, cel mai frumos, salutări. Gheorghiță, să trăiască fata.
Da. Bravo. Este după. Da. Îți place că... să faci copii, bravo. Și în aceste anișori am înțeles ce înseamnă să ai fată. Cât e de mare bucurie. Eu cred că e mare bucurie la cel care e băiat și fată are. Cât e de prețioasă fata acasă. Da, ea are băiat și fată, da. Împlinită, împlinită, dar, mamă. Dar la părinți... La părinți sunt doar eu. Doar tu. Dar eu am 10 finuți și băieți și fete. Am fost nașă de botez, eu am 10 copii. Să străiască, copii spirituali, să străiască, să mai fie. Eu luat rep, nu mai întrebăm. Dar nu mă întrebați că, nu mă întrebați că deja v-am zis. Am și nepoței și finuții cu metrilor mei, deci sunt extraordinari. Preoții au 300, 400 în sat. Da, da, dar da. Dar tu te lauzi cu 10. Păi da, cu 10 în comparație cu 2, 3. Da, 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 da. Nu? Bravo. Ne pregătește, dai firul și... A, vreți să mai cânt? Da, da, vrem să ne cânti tu, Riana. Dar lumea vrea? Așa lumea sigur că vrea. Lumea vrea? Vrea. Așa ai transmis dale, energie. Piesa ta preferată, Dale Dale. Despre Dale au scris oamenii și în comentarii. Dale Dale, lumea trebuie să danseze în sandale. Numai în sandale. Dale Dale. Jos hainele și rămâneți în pielea goală și în sandale. Așa e de frumos. Și dansați în fața oglinzilor. Nu? Facem mișcare. Facem mișcare. Ai susții cu mătra. Susține tu. Nu, nu, e ok, lasă că mă descurc singur. Nu mi-încurcați, vă rog, în piesa mea, hitul anului. Corect. Hitul la Eurovision. Cântec la 100% scrie aici Buduri în Vitalie. Da. Așa. Chiar dacă suntem prin străini, auzind melodiile, ne duce gândul la casa părintească. Vă mulțumim mult, ne-a scris Veronica Ungureanu. Ne bucurăm tare mult că vă trezim nostalgii pentru casa părintească. Credeți-mă, piesa Dale Dale nu o să vă duc cu gândul la casa părintească. O să vă duc cu gândul cu totul la alte chestii. Nu, Diana, asta e repertoriul tău. La dansuri în sat. Da, la dansuri în sat, da, la Costești. De ce nu? La Costești, la Cărpineni. S-au referit în comentarii și la celelalte piese care răsună în această seară. Da, logic, să noi facem glume tu. Așa. Minunată melodie, minunată voce, domnule Țopa, ne scrie Daniela Dudeu. Vă mulțumesc. Să trăiți, Gheorghe Țopa, să aveți multă sănătate și să cântați mulți ani înainte. Salutări tuturor. Mulțumim, Oxana Munteanu. Mulțumim. Așa. Când ești gata să-mi dai un semn, da, sunt gata. Diana. A, da? Sunt, da? Super. Atunci eu mai aștept comentariile voastre și vă îndemn să o ascultăm acum pe Diana cu una din piesele care o reprezintă și care, să știi că fiecare artist are o piesă din asta care îi spui numele artistului și deodată îți răsună o piesă de-a lui în cap. Hitova aia. Da, la tine, Diana Rotaru, Diana, fata cu Dale Dale, știi? Cu Dale Dale. Mai nou va fi și Mongo Pongo. Da. Dar până acum a fost cu Am plecat, știi bine, nu mă mai întorc la tine, amintiri. Nu, știi, eu știu Gavana, eu știu Gavana. În urmă toate, cu Savana. Savana, Savana, da. Rămâi tu, dar rămâi cu bine, rămâi cu suflet. Eu prima dată am văzut liniștit. Cu Savana în trio. Da. Cine era fata? Numai cu tine e ziua de mâine și împreună vom face un bine. Numai cu tine se naște o floare, numai cu tine și noaptea dispare. Ții minte piesa asta, da? Din Savana, cu Laurențiu Popescu, da, care da, o cântam. Da. Tatiana Malaie este plecată în Canada, acolo s-a căsătorit. Are o fetiță, Ecaterina, de... mai mult de 10 nu, ani. Da. Formația se numea Savana. Formația Savana. Dar s-a avut un cântic Savana. Da, Savana. Piesa Savana. Aveți un cântic. Caravana. Se... Caravana. Caravana, trece caravana, vino după ea. Pe nisip fierbinte să scrim jurăminte de nu mă uita. Caravana, trece caravana, bate inima. O iubire în Savana vrea și ea. Este cuvântul Savana. Da, am început să mă aud foarte tare în ecou. Da, eu ți-am dat efect. Nu trebuie. Nu, nu, nu deranjează. Nu-mi place. Nu, iubita, nu. Nu deranjează, când cântă muzică, nu deranjează. Da, perfect. Da. Hai să trecem atunci la Dale Dale, da? Dale Dale. Diana Rotaru pentru toți cei care au inima fierbinte. Pentru toți cei care o urăsc. Pe cine? Nu, lasă că mai sunt pe lângă el, mai sunt alții. El nu-i unicul. Da, nu-i unicul. Oh, yeah. Dale, dale, pentru voi toți, oamenii mei, hey! Ai nevoie să vari, dale, dale,
mie piesa asta, jur, jur, jur că-mi păi place. Păi normal că îți place, de altfel nu o luai în repertoriu. Da, așa este. Mulțumesc Eugen Doibani, Nathan, da, care ți-a propus și ție o melodie. Crede-mă, el simte foarte bine ceea ce scrie și nu o să regreți dacă o să colaborezi cu el. Pentru că ce face el, o face bine. Îmi place. Eu am deschis o fază tine și atunci am zis-o prima dată. Mm-hmm. De ce? Și am avut și o răbdare că să... Da. Mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Și eu zic să o iei. O să mă ascult. Eu vreau să mă reprezint. Puțin. El a scris și versurile, da? Uite cum lucrez eu cu Nathan. De exemplu, eu vin cu ideea. Am cuvintele Mongo Pongo. Hai de la Mongo Pongo să pornim ce facem mai departe. Ah, este un cocktail, ok. Hai să spargem vase, hai să facem cocktailul. Cu Dale Dale la fel. Adică e foarte bine să te implici ca să cânti ce vrei tu. Exact. Că eu așa fac. Da. Asta este părerea mea. Acum fiecare decide pentru el ce-i mai bine și cum este mai bine. Dar eu așa lucrez, mă implic total în creație, în versuri, în muzică. Uite, nu-mi place acolo, vreau așa, vreau așa, vreau așa. Că eu știu pentru ce plătesc, totuși. Sunt curioasă dacă te implici și în videoclipuri, regie. Doamne, dar eu sunt și regizor și scenograf și ce vrei tu. Numai că nu la coreografie te implici? Și pentru că în ai deseori dansatori în spate. Da, și în coreografie mă implic. Da, mie îmi place, sunt un om universal. Adică încerc să le fac pe toate. Artist 100%. Uh-huh. Elena, ne cânți ceva în limba rusă? Uh-huh. Dacă doriți. Cei care... Da, dorim. Cei care am cântat, da? Da. Mi-a plăcut. Și după aia să știți că a început și dumnealui să cânte în rusă. Așa? Ai cântat. Da, așa frumos. Mai frumos ca Kirkorov. Noi nu ne-o lauda noi unul pe altul. Da, da. Să ajungem noi să ne laude Kirkorov, cine știe. Ce laudăm noi unul pe altul. Așa bine. Este. Cert este că muzica nu are limbă și este fain atunci când într-adevăr artistul se aventurează și să cânte în toate limbile posibile. Cum chiar cum nu are limbă artistul? Muzica nu are limbă. Iar artistul este fain când caută să cânte muzica în orice limbă. Asta înseamnă că muzica nu are limbă. Piesa ceva contează. Nou am învățat astăzi. Muzica n-are limbă. Sigur, da. Da. N-are. Frumos vezi, spus. Elena tot știe. Nu, că îmi place, ai zis da. Ceva magic. Ia s-a gândit la altceva. Hai. Trebuie să o asculți. E cu limba. Vreau să ascult limba ta, vreau să-ți ascult limba. Cum poți să asculți limba? Cum dă de gură. Hai că tu începi să aiurești de acum, gata. Draga mea, aiurești tu când vorbești așa. Scumpa mea. Eu cred că Melnic tot și-o stricat. Dar ne privește? Ne privește, Nato? Eu vă rog, nu aiuriți toți la emisiunea asta. Calmați-vă și cântați. Diana mai simțit-o. Cântați cu mine, cântați cu mine, da? Cântați cu noi. Cântați cu mine. Bine. Ce ne pregătești să ne cânți? Să zic cum se numește piesa? Da. Deja am pregătit-o. O hai. Pornesc? Da. Eu sper că o să se cunoască toți. Hai. Așa? Hai. Acerovana, Acaldovana. Wow! Cine știe piesa asta să pui în comentarii inimioare pentru Elena Demirgean. Mulțumim frumos. Așteptăm. Очарована, околдована, ветром в поле когда-то венчана. Вся ты словно в оковы закована. Драгоценная ты, моя женщина, не веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная, и звезда ты моя. Сумасшедшая,
что не сбудется, позабудется, что не вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто чудится? Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя, добрую, милую, очарована. Очарована, околдована, ветром в поле когда-то повенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты. Mulțumesc mult din suflet. Spasiba. Super. Cât de bravo Doamne, ești. Doamne, ce voce. Valeu, ce așa de trist, mă. No. Dar ce melodie e? Ce melodie ce s-a pornit? S-a pornit? Da. Următoare, nu știu. Nu știu, da. Radarai? Da. Clas, dușevne isplnenie. Foarte frumos. Ai, băi, uite, vezi. Stimă și respect, Linuța. Ai o voce foarte frumoasă. Mersi mult. Așa. Într-adevăr, nu știu, stai alături, asta e ceva fantastic. Așa e? Așa e, maestră? Dar glumă, eu singur sunt cântăreț și eu știu ce înseamnă când cuceresc pe cineva. Mm-hmm. Ah, frumos. Mulțumim din suflet. Acuși Diana Rotaru o să reia preludiu. Eu vreau să spun vouă... Cu Mongo Pongo. Ascultă-mă, Diana, Diana, să schimbăm, Diana, da? Ascultă-mă pentru cum a tratat, eu vreau să spun acum două minute. Eu o cunosc când avea vreo 16 anișori. Exact. Vreo 16 anișori. Pe Diana? Nu. Da. Pe, pe Elena. Elena. Pe Elena, Elena, da. Scuze, scuze. Și acum cât am? Nu. Plus 16. Nu, plus, ei, plus 15, ai, 31 ai, nu? Ai și tu. Dar tu chiar... Enumeri toți. Ai spus că ai 18 și eu mai mult, da? Hai, dar ce vrei să spui că ești mai mică decât mine? Adică eu 18 și ea 16, cu doi copii. Da. Cum a fost? Noi, eu am fost la un colegiu și ea a cântat. Și mi s-a memorizat. Colegiu? Colegiu de... Bucătărie. Bucătărie. Așa. Tăiai? Tăiam, coceam, făceam, pregăteam. Doamne, ce gustos gătește. Da, după deci, o clasă, da? Foarte gustos. Clasă acolo, după, nu, după nouă. După nouă clasă. Eu am plecat după nouă clasă. După nouă clasă și era anul întâi, eu știu, și mi-au spus acolo, trebuia să fie un spectacol. Uh-huh. Mi-a spus cineva, dacă este o fată talentată aici, dacă îi puteți să-i permiteți să cânt și ea între... Între recitaluri. Dar mă gândeam și eu, știi cum... Cântă o așa, cu bonetă în cap. Da, într-adevăr, nu. În halat. Zic, bine. Și când a cântat, atât de frumos a cântat. Ce am cântat, nu mai ți-am minte. Nu mai rău ca acum, atât de frumos a cântat la vârsta ei. Ați vorbit după aceea și i-ați sugerat să facă studii muzicale? Pentru că a făcut la maestru. Nu, noi ne-am întâlnit pe un mai des, adică da. Repejor, a crescut repejor. Mi se pare că avea pe cineva acolo la bibliotecă, nu? Era sora mea lucrează, da, bibliotecară, da. Uh-huh. Am uitat cum o chema. Valentina. Rușine. Am învățat și am uitat. Ei, nu-i bai. 16 anișori, nu-i da, nimic. Unde este ea? Este aici, Moldova? Nu, e psihotare. Psihotare. Salutări. În diaspora. În diaspora. Salutări, Valentinei. Din partea mea. La Urichiuș. Da.
Cert este că ți-au ajutat cele studii doamna, de bucătar. Și doamna Viorica Dobândă. Și doamna Viorica Dobândă probabil este cu ochii. Doamna Viorica Dobândă vă salut cu mare drag, da. Chiar dacă nu ne privește acum lumea, ne privește în lumea în reluare. Da. Noi da, pe, da. În reluare avem mai multe vizualizări ca mai sunt ca mulți, mulți profesori care am învățat și chiar mi-aduc aminte cât de bine, ce timp frumos a fost. Deci parcă nici n-a fost, sincer. Am făcut foarte multă practică la restaurante și chiar mi-a prins foarte bine. Adică tu ai început să lucrezi în Horeca bucătărind, după care cântând, da? Da. Să știi că într-un restaurant chiar m-au sugerat ca să rămân să lucrez la ei, la cofetărie. Dar n-am primit această ofertă, fiindcă eu am vrut să cânt. Corect. De altfel sper nu era să strângi calea la bucătărie, dacă da, așa era, să știi că așa. Ca și vorba aceea. Da. Cântă. Și bai cânt peste cântă tot. Cântă acasă, peste tot. Da, bravo. Cert este că ți-ai urmat îndemnul inimii, așa cum o faceți voi toți. Un artist, dacă nu îi spune inima că trebuie să muncească să ajungă acolo, nu face pașii corecți. Da, Diana? Și dacă nu vă ascultați inima pe atunci, astăzi nu era să fim noi aici, așa că... Go, fetele, și mai departe. Fetelor, cu... mi-a venit rândul, vreau să cânt o melodie. Da, vă rog. Noi o să stăm mai mult, sigur că nu ne-am întârziat puțin. Nu, dar hai să stăm mai puțin. Diana. Și acum vreau să cânt un cântec. Sunt un călător. Pentru diaspora în special. Super. Pentru diaspora. Și a rămas dător data trecută, când nu aveam voce. Da. Când... Yay! Sunt un călător, aș vrea acum să zbor, căci vin cu dor spre casă. Ninge încetişor, iar câte un fulgușor, strălucitor și ușor zâmbește. Un cobor de nea s-așterne-n calea mea, coborul drag până-n prag mă duce. Mamă, bun găsit, sunt astăzi fericit că am venit în sfârșit acasă. Se leagă nătorul pe ram, la scumpa căsuță ce-o am, și mamei îi bate la ceam. Oh, dacă aș ști când voi veni. Iar să plec din nou, plec din nou în lume. Sărut mâna ta, mă iartă maica mea, că nu rămân acasă. Se leagă nătorul pe ram, la scumpa căsuță ce-o am, și mamei îi bate la ceam. Oh, dacă aș ști când voi veni.
lucrăm la scumpa căsuță ce-o am. Și mamei îi bate la cea. Oh, dacă aș ști când voi veni. Călători în viața asta. Doamne, dar de când e melodia asta? Tot este tare de mult. Asta vreau să spun că banda muzicală din anul 91. Wow. Deci dați seama că eu cântam totuși cu un ton mai sus, că eram mai tână. Da. Și acum am venit greu, dar tot n-am timp să fac altă bandă. Da, ce? Poate așa e mai original, așa e retro. Da. 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 Retro. Varianta e foarte faină. Mie îmi place. Răscolește cel puțin amintiri. Da, mai ales mie, care atunci aveam un anișor. Nu, eu vorbesc de public. Da. De public eram, vorbeam. Eram de vârsta surioarei mele. Tare, minunată. Da, foarte vesel a fost. În 91, da? Da, 91, da. Mai ales când dar treceam vama. Dar cum v-ați pretenit voi? Noi două? Da. Cu cine? Da. Povestește că tu m-ai invitat să-ți fiu cu mătră. Cine, spune, povestește. Tu m-ai invitat să-ți cânt la nuntă, ții minte? Nu. Ei, nu, hai spune. Anatol, nu ești singur. Hai zi. Unu. Noi suntem prietene de foarte mult. 10 ani stai de prietenie un pic. Avem tu deja, când cântai cu Laurențiu, ții minte? Da, ce Savana. Zici tu de nuntă, mă? În 91. Până la nuntă. 91 când eu cântam cu Laurențiu pe dos sub masă. Black păpuci pe dos sub masă. Da, și cu păsle. Nu, eu te țin minte. Pe scenă da. Cântând. Da, în Savana. Era da, brunetă, era cu totul, acum e Diana Rotaru, e cu totul e alt om. Da, mi-a făcut operații plastice vreo 10. Da, are botox pe aici, pe acolo. Am silicoane. Despre hai că crede lumea chiar așa. Dar nu? Ce, lasă știi că-s toată o prefăcută. Nu. Chiar este naturală așa cum este ea și îmi place foarte mult. Așa nebunatică, așa haioasă, glumeață, energică. De unde ia energie, energie foarte asta? Pozitivă. Nu știu, cei care nu te iubesc nici nu vreau să zic, dar... Ei, dă-i încolo ce auzi, stai că vorbesc. Numai că un atol poți lucreze. Da. Nu, știi am, de ce am zic? Un challenge, am un challenge. Dacă vrei poți să vin odată în seara Steluței. Poți să vin în locul ei, poți și cu mine. Ia, da. Vezi, de acum te pasă și pe tine. Când a fost ei în săptămână de miere, zic, trebuia să vii tu. Da, trebuia dar să vin, te da. Durea gâtul. Da, chiar am fost bolnavă. Da, deci chiar dacă nu plecam în săptămâna de miere, oricum nu, era greu să... Noi ne-am gândit să venim în trei. Da, pentru da. Că nu erai tu. Dar fără, noi asta fără cine... tine emisiunea asta stai nu pic, are dar noi sens. Asta cine ne-am gândit? Noi. Nu. Și tu n-ai putut, tu. Tu erai la Cahul. Tu n-ai putut. Și ea puțin o durea gâtul. Da, puțin, puțin tare mă da, durea. Da, dacă trebuie vin. Zic că e dacă și încă da, mai ales că lună, are, s-a în săptămână de miere. Are experiența și cu mesaje și cu vorbitul și cu tu, da, da, tot. Da. Eu pot să-ți iau locul chiar foarte bine, da. Te rog. Ia mă da, nu te spăla, eu mă duc dar la eu pot să vin se discută. Eu mă duc cu Anatol. Nu, eu reușesc și acolo și aici. Nu te mai duci păi tu la gusturile să discută. De ce nu? Păi de ce nu? Crezi că n-aș face față? Dar nu o să vrea Anatol să mă schimbi. Dar de unde tu știi că nu o să vrea? Eu știu că el e fidel. Bravo. Vezi, Anatol, dar tu nu iubești. El e fidel. Deci, cum v-ați întâlnit? În 91? Cu papuci pe dos? Ții minte, ai venit cu flori la trupa Savana, ai dat florile lui Laurențiu Popis. Da, și el s-a deschiat la cămaș și a spus și a scris: dă-mi un autograf aici. Da, așa a fost. Nu, el. Și tu ai scos carioca și ai dat un autograf pe pieptul lui Laurențiu Popescu. Improvizație pe loc. Da. Dezbatem cu muzică. Cu muzică? Mulțumim. Cu muzică. Dar cine scânte? Eu? E rândul meu deja. Fiele, dar tu cânti? Păi, normal.
Băi, eu când nu te văd cu cobză, eu cred că tu nu poți cânta. Ei, hop. Da, unde e cobza? E, zici și tu că dansezi. Și nișoacă două fete dormi noaptea sub pereti. Și nișoacă numai una dormi în casă întotdeauna. Și nișoacă, dar numai una dormi în casă. Slota, că dacă se duce suta, rămâne badea cu slota. Hai da! Ai numai una și bună, dormi în case întotdeauna, uite așa. Da. Bravo, Steluza. Mulțumesc, mulțumesc bravo, frumos bravo. Cine a scris versurile? Eu. Dar ci, bine, tu ești cei care dormi în casă, dar cei care dormi sub perete, cine? Băiatul doarme sub perete că joacă a doua fată, n-ai înțeles nimic. Tu înțeles, da? Of. Ofteana. Erau două fete. Da, la păi, băiat. Și băiatul... una de sub perete, dar una în casă. Nu e adevărat. Eu am povestea mea, eu nu știu ce tu cânti, dar eu am povestea mea okay. La piesa asta. Ok. Un remake, ceva? Da, îți face, Eugen. Mongo pongo. Numai una mongo pongo. Numai cu una mongo pongo. Numai cu una mongo pongo. Că două e too much. Da, dar cealaltă e slută. Ce fel de mongo pongo cu una slută? Corect. Ei? Păi da, spre dacă s-a dus suta. Prea mult mongo pongo a băut. S-a dus suta și a rămas cu suta. Păi da, iar dacă dă suta, rămâne cu sluta. Da. Bun, dacă tot am cântat și m-ați ascultat atât de frumos și fiecare a înțeles piesa în felul ei. Da, dar păi așa se întâmplă. Da, 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 da. Toate textele au un subtext.
ca să zicem așa. Prieteni, dați-ne voie să aducem niște mulțumiri în această emisiune. O emisiune care este realizată și este posibilă datorită unor oameni cu suflet mare care și-au adus aportul și ajutorul. Acești oameni sunt oameni apropiați maestrului Gheorghe Țopa. Sunt cei care sunt prieteni cu Metri, sunt cei care îl ajută în tot ceea ce face și maestrul este recunoscător. Dați-mi voie acum să aduc mulțumiri și plecăciuni și menționări celor de la Laridan Lux, compania de îngrășăminte naturale și materiale de construcție, care ajută acest studio, ajută această recuzită de aici și îl ajută pe maestru în general. Mulțumim frumos! La fel, alături de noi este și piața Revenco, piața agricolă Revenco. Le mulțumim din suflet pentru suport, precum și mai mulți oameni cu suflet mare. Și aici o să dau citire Ștefan Cataraga, mulțumim din suflet, Ioan Scoarță, Svetlana Wolfring, Carolina Roman și Tyson din Tokyo, cei care sunt el din Tokyo și ea din Lova și împreună promovează cultura celor două țări, astfel încât cei de acolo pot să afle câte ceva despre Republica Moldova prin intermediul unui canal de YouTube pe care îl îngrijește Carolina. Așa că salutări, mulțumim pentru ceea ce faci acolo pentru țara noastră și pentru ceea ce faci și pentru emisiunea maestrului Gheorghe Țopa. Așa. Îl menționăm cu mult drag pe Ivan Danci, pe doamna Silvia Țurcanu, pe domnul Valentin Brașoveanu, Tudor Hadârcă și Vyacheslav Vlaicu și le mulțumim din suflet tuturor încă o dată. Îi îndemnăm să fie alături de noi în continuare pentru că cu suportul oamenilor buni și frumoși se realizează lucruri frumoase inclusiv în domeniul culturii, în industria muzicală. Mulțumim și mulțumim vouă tuturor celor care sunteți cu ochii pe noi prin susținerea voastră cu inimioare, cu comentarii, cu distribuiri, că asta este foarte, foarte important și pentru faptul că rămâneți alături de maestru Gheorghe Țopa pe aceste pagini, mă refer la pagina de Facebook unde rămâneți ca urmăritor, precum și pe canalul de YouTube unde sunteți ca subscriber. Vă mulțumim frumos și dacă tot suntem aici adunați, vă îndemn să o faceți în continuare prin like-uri, comentarii și distribuiri și urmăriri, atât la maestru cât și la femeile astea două frumoase de aici, așadar like, share, follow, atât Elenei Demirgean, cât și Dianei Rotaru, cât și mie Stella Botez. Mulțumesc! Am gata, zis bine? Putem să plecăm? Nu. Asta nu înseamnă că plecăm, asta înseamnă că continuăm să ne distrăm. Sigur. Cert este că acest moment de mulțumire trebuie să existe, ori în viață trebuie să fim recunoscători a tot ce ni se întâmplă. La noi a fost Doinița German și am vrut și noi, deja să finisăm, chiar era o oră târzie, și ea a propus să facem discotecă. Da. Și ne-am ridicat în picioare și am dansat o câteva melodii. Deci a fost vesel cu ea. Da, da. Așa că mai stăm. Așa că dacă aveți chef. Mai stăm. Eu să cânt? Da. Vreau să cânt pentru femeile de pretutindeni. Stai, hai să-ți conectăm firul. Da. Stai că nu ne grăbim. Am înțeles că stăm până la 12. Da, așa. Apropo, prieteni, Diana Rotaru are o piesă dedicată femeilor de pretutindeni. O piesă pe care o cunoașteți, dar da, o aranjamentul... cântă și Andra, o cântă și Adriana Ochișan, da, o cântă multe. Voiam să zic că aranjamentul orchestral pe care l-ai realizat tu este unul deosebit. L-a și realizat Sandu Gorgos, că el Sandu se Gorgos pricepe la chestia asta și chiar îmi place cum a făcut-o. Mie îmi place în interpretarea artistelor pe care le-am pronunțat numele lor mai devreme, pentru că fiecare o cântă în stilul ei. Da. Și e o melodie care cuprinde absolut toate femeile de pretutindeni. Este un mesaj atât de profund. Eu când citeam versurile, o femeie ce ești tu, femeie, e și apă, e și foc, e și zână, și stăpână, toate la un loc. Deci am zis că eu vreau să cânt melodia asta. Poate să o cânte 100 de femei, poate să o cânte toată lumea, eu o cânt în felul meu. Exact. Și vreau să o dedic în această seară aici la camera asta tuturor femeilor din diaspora. Știu că nu este ușor, nu este ușor departe de casă, foarte multe mesaje primeam și primim în continuare de la voi, de la femeile de acolo, care sunteți într-adevăr adevărate eroine, care ați trecut peste atâtea lucruri. Am privit pe YouTube foarte multe filmulețe cu voi.
spuneți că vă este dor de casă, multe sunt plecate de 10, de 20 de ani, sunt plecate din țară. Am privit o surpriză pe care a făcut-o mama, a venit din Moscova peste 15 ani. Doamne, deci 15 ani să nu-ți vezi fiul. Că asta cu internetul, asta e o chestie, dar tu trebuie să-l cuprinzi, trebuie să-i vezi nepoții, copiii, trebuie să... Căldura asta, schimbul ăsta de căldură e altceva. Nu se înlocuiește cu niciun Skype, cu niciun Viber și niciun WhatsApp. Deci eu când pentru acele femei care s-au sacrificat, au renăscut ca pasărea Phoenix și au demonstrat că se poate, dar s-au sacrificat pentru familie, nu pentru ele. Ați demonstrat că nu sunteți egoiste. Și pentru asta toate plecăciunile și toate melodiile pentru voi. Dar în special melodia asta. Așa, ia să vedem. Mai caldă ca vara,
Mulțumesc frumos! Bravo! Vai, dar ce-mi place melodia asta, sincer. Da. Cine a scris-o să-i dea Dumnezeu. Sănătate! Da. Frumos. Aveți repertoriu bogat. Mă bucur Mulțumim. Că nu m-a refuzat și mi-a plăcut și ideea când te-am invitat că vin la tine, tu la mine, eu la tine. Da, dar uite ce bine, ai văzut ce... Și în aceeași zi, da, toate s-au... Păi noi vorbim, nu știu ce cu noi, ne vorbim la fel. S-au lipit toate lucrurile așa de frumos. S-au aliat astrele. Da, și uite, suntem patru. Și eu am venit. Uh-huh. Tu satisfăcută după noaptea de miere, nu? Nu e noapte, e o lună întreagă, dragă mea. O, Doamne, mă tem. Nu, eu început de nuntă. Eu început cu noaptea și au ajuns la o lună. Păi se zice luna de miere, nu noaptea de miere. Aia e noaptea, nu mai există noaptea aia. La tine noaptea nu, dar de la după mine, nuntă. Da. Te referi la noaptea de după nuntă. Nu, la dansatul cearșafului. A, păi da. Nu mai există acest obicei. Gata, trăim alte vremuri. Hop. Suntem miri bătrâni. O, Doamne. Da, undeva departe o să rămână în Biblie, în cărți. Undeva. Da, serios. Departe. Da, asta este. Suntem în alt... Mediu. Secol. Secol. Ne adaptăm mediului. În pandemia asta suntem cu toții, da, duși. Cert este că, apropo de pandemie, ce ați descoperit la voi bun în pandemia asta și datorită pandemiei? Nu știu, poate aveți... Și ce rău. Nu, despre rău hai nu vorbim. Hai tu prima că ești mai mare. De ce eu? Dar ești mai mare. Da, de unde tu știi că ești mai mare? Da, da hai odată. Ce bun v-a scos în viața voastră anume pandemia? Ceva care dacă nu era pandemie nu se întâmpla, nu știu, nu... Foarte multe. Nu știu de la ce să încep. Deoarece că, cum s-a mai zis, că într-adevăr este o liniște totală când începi să te gândești. Ce faci? Ce ai făcut? Ce trebuie să faci? Măi, omule, dar oprește-te un pic. Unde te grăbești? Ce ai de făcut? Mereu rutina asta de familie, zic eu despre mine, pentru că copii, școala, grădinița, concerte, mai lucrez, da. Bă, știi, parcă îți pare că nu mai... Vii acasă, gătești, rutina asta te învârte, știi? Dar aici am stat cu toți acasă. Deci toată familia era unită și am avut ce vorbi, ce discuta. Adică am stat. Am analizat niște lucruri, adică ceva proiecte posibil. Chiar am avut niște proiecte interesante sau compus niște idei? Piese, da, chiar cu maestre Marian Stârcea, a compus o piesă în prima linie împreună cu Radmila Popovici Paraschiv. Este fenomenală. Adică, da. Deci sunt foarte multe chestii, Steluța, că dacă o să încep, deci cred improbabil eu că nu o să mai termin pe aici, că într-adevăr noi trebuie să ne gândim un pic unde mergem, ce facem, pentru că omul se grăbește toată viața, el fuge, muncește, face bani, mănii puțin, nu știu ce, dar scuză-mă, dar tot acolo plecăm, da, tot acolo mergem, nu? Așa și cum a trebuit gândești. Da. Nu! Hai că vă zic. Tu ai terminat? Hai zi. Sunt curioasă. În nu, încă nu. Vreau să vă spun că eu mi-am deschis canalul meu de YouTube. Ce-a zis? Așa. Și de ce n-ai făcut înainte de pandemie? N-am avut timp. Și asta n-am avut timp. Da. Și asta e chestia. Timpul într-adevăr e o problemă. Da, vă invit de pe canalul lui Gheorghe să veniți să migrați pe canalul meu de YouTube. Stai un pic, dar de ce tu n-ai avut timp? Interesant, ce ai făcut tu? Păi nu ai timp. Hai că eu zic cu doi copii, tu cu chiar soț, vrei cu... să-ți spun ce am făcut? Păi ce ai făcut? Zi. Să știi și lumea tu să ai făcut cunoască. Copii, dar eu am făcut procesul de a face copii. Hai să intrăm în detalii, da. Nu, în detalii poți nu intre. Dar tu i-ai făcut, dar eu încă-i fac. Fac. Și am făcut canalul meu de YouTube. Foarte și frumos arată canalul meu. E greu să-l crești. Este copilul meu. Normal. Copilul meu, canalul meu. Cine ăsta? Nu, ăsta e nepoțelul. Nu, apropo, și evident... știi că am luat telefonul în mână, știi că se arăt că ăsta este copilul ei, adică ea permanent cu el în mână. Hai, du-te, nu e adevărat. Zi. Și am mai făcut, uite, chiar am avut noroc să nu stau acasă așa cum a stat cu metrița mea. Îmi pare rău că tu ai stat acasă, dar eu n-am stat. Ce se face? Da. Asta e. Eu dar mie chiar lucrat. Îmi pare bine, să știi. Eu am lucrat. Eu am avut mare noroc să nu... Eu sunt o firitare depresivă. Nu uitați că eu sunt așa veselă.
Eu când sunt singură, eu pot să intru în depresie. Eu nu trebuie să stau singură. Noi ne-am propus ca tu să fii Diana Rotaru adevărată sau altfel, dar tot așa ești. Da, da, adevărată, sunt doar acasă. Când nu vrei la noi în studio să fie așa cum ești acasă? Nu, adevărată, vreți să mă vedeți liniștită, în ciupici, în halat, cu mască pe față, unsă toată cu ulei. Ce vorbești prostii, mă? Ce ascultă-mă, tu taci, tu nu mă întrerupi, că eu nu te-am întrerupt. Cum mă trăhai? Am fost acasă la Iași, nu umblu în halat, nu știu ce. Da, pentru că nu eram singur, pentru că eram cu soțul, eu în fața soțului nu umblu în halat ca tine. Căstrăviți. Eu în fața soțului sunt sexy mereu și o să fiu. Și nu umblu în halat. Corect. Ca nu mai ți-ai spus că ai fost în halat. Nu păi da, ce? Dar el nu era acasă când sunt singură, tu n-asculți. Okay, deci, bine. Când sunt singură, când nu-i soțul, când nu-i mama, nu-i cumetra, nu-i ești tu și nici Gheorghe, eu stau în halat. Stau cu asta, cu plapuma peste mine. Mă uit în Instagram. Deci eu sunt foarte, foarte de acasă, cu minte, gătesc, fac cartofi prăjiți, fac chiperi umpluți, salată. Fac borș cu de eu varză, salată. Deci eu sunt cu minte. Cum apare cineva în ochii mei? Vine Gheorghe. Eu mă transform. Eu desbrăsare halatul. Și rămân în lenjerie. Deci psica blândă se transformă într-o pisică rea. Și începe a cânta. Începe a cânta. Vino, Gheorghe, serile. Nu-ți uita cărerile. Vino, măi, Gheorghiță. Și atunci voi, iată, mă știți, eu nu pot să fiu când sunt singură, să fiu așa cum sunt cu voi, cum sunt cu toți ai mei. Eu doar când sunt singur, cred, dar și tu ești așa, Stella. Normal, când ești singur, tu ești cu minte, tu taci, tu nu vorbești, tu ești cu tine și chestii din astea, momente din astea, fiecare are nevoie, fiecare de noi, da. De meditații, de analiză. Eu când sunt cu cineva, eu nu pot, stac. Da, dar tu și cu Instagramul, Instagramul ăsta, stai cu el. Instagramul. Instagram, așa, și eu vreau să spun că, știi, era un banc când s-a început cu telefoanele, mult, da. Internetul mai progresist așa, că lumea nu prea avea și costa, costa internet, costa bani, da. Și nu toți erau și căutau un local unde este Wi-Fi. Și unde asta era? Nu, la diferite cafenele. La Delius. Nu, nu numai, eu zic, erau mai multe lucruri. Da, existau internet. Dar eu vreau să spun că, și atunci a apărut un banc. Așa. Că unul îmi trebuie să întâlnești cu un cumătră. Lui zic, măi, unde ai fost aseară? Aia am fost la cumătrii, la un prieten de meu, știi? Și cum la cumătrii, știi? Dacă îl știi și el, știi cum a fost la cumătrii? Păi zic, a fost cum a fost, da. Dar și nu ți-a plăcut de așa, știi? Păi zic, nu era Wi-Fi. Wi-Fi. Tu îți dai seama. Dar ați văzut, am avut câteva zile în urmă o problemă, sau la altă, când a fost ceva, da, cu rețeaua, s-a blocat rețeaua. Chiar și toată lumea era disperată. Vai, nu pot suna, nu pot să dau mesaje. Deci ați văzut cât de dependenți suntem. Bine, nu, da, stau nu, da, nu sunt non-stop cu telefonul în mână, serios. Stau numai când trebuie să fac bani. Când am de făcut postări, am contracte cu companii. Deci, companiile naționale și internaționale, eu sunt un influencer și pot să fac contracte cu voi, să vă fac publicitate pe Instagram la mine. Corect. Și tu asta... pe YouTube, dar eu pe Instagram. Și asta face foarte multă lume și asta e în trend. Dar eu m-am reprofilat, dar dacă n-am concerte, ce să fac? Să mor de foame? Exact. Nu o să mor niciodată, nu mă dau bătută. Nu. Dar tu și chiar să ai concerte... Mult, tu. Da. Da, de unde știi? Dar chiar nu mănânc mult. Hai să vă spun. Păi uite, de aici vine, când m-ai întrebat de colegii de culinărie, ți-mi minte de bucătar? Da. Păi uite, de aici vine, de unde ne-am cunoscut noi? Asta e influencer, eu cu bucătăria. Adică, uite, așa ne-am găsit, că noi nu ne place să stăm pe un loc, noi ne reprofilăm. Da, corect. Ne căutăm ceva nou. Căutăm eu vreau ceva... să vă spun ce a gătit astăzi Gheorghe Țopa. Jur, așa ai costiță fost, delicioasă. Deci așa costiță delicioasă n-am mâncat în viață. Lasă-mă să te rog să frumos să te laud, pentru că a fost mai, cea mai bună costiță cu cartofi. Hai să vorbim, așa, făcut-o voi în colectiv. Eu eram... Nu, tu ai pus acolo tu m-ai dragul, pus, mă îmbracă pus la... Auzi, colectivul l-a mâncat după asta. Da, da, tu m-ai pus la costum și nu mi-era mie să... Eu în costum popular am gătit, da, iepuraș. Și Petru Binic, da. Petru... Păi, dar Petru, pentru asta este fie, în emisiune. Da, să fii gustos până la urmă. Dar a fost foarte bun, sincer. Cred, deci cred. Costița lui Gheorghe, jos pălăria. I-a spus în emisiune, chemă mănâncă la emisiune și până mi-a ajunge 3 zile. Da, 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 am mâncat astăzi seara și mănânc deja mâine seara. Adică, la filmări. Da, da, mănânc puțin. Nu, tu nu știi când vin la tine, mănânc doar capul.
Ea face pește prăjit. Jur, mie nu-mi place că are oase, tot corpul, tot peștele are oase. Și eu zic, dă-mi capul. Eu, mie îmi place. Nu-mi place tot corpul de la pește. De la manta de acolo, știi? Da, da, da. Sau capul de somon îmi place, capul de uhaua îmi place, zeama de pește. Cine mai cânt? A, iar eu? Tu. Hai tu. Tu că-i firul hai la tu. Tine. Hai, te rog, tu, că mă doare gâtul. Calina. Tu. Domnul Gheorghe vrea ceva în limba rusă. Hai. Eu vreau pentru că iată. La început, când am început și eu a cânta, eu am cântat în limba rusă întâi. La Casa de Pionieri, cum era pe atunci. Da. Diana, mă auzi, da? Da, 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 mă uit. La Casa de Pionieri și am cântat cântecul Creiser Aurora. Cum? Creiser Aurora. Toți besnița, Creiser Aurora. Nu cunosc. Păi tu, nu, tu ești mai tânăr, mică. Tu ești născut mică, după Revoluție. Da. După Revoluție. Vreți să cântați piesa asta? Nu, că nu, dar nici n-am, nici nu, nu cunosc. Dar eu pot să plec un pic? Da, da, numai spate. Numai un minut. Da. Dar trebuie să scoți... Da. Nu vrea să mă asculte. Nu, eu te ascult. Nu, dacă stăm vreo două ore, stai și tu vreo. Cert este că dacă tot pomeniți despre limba rusă, da. Continuați. Nu, am vrut să spun că am cântat în limba rusă la început și atât mi-a plăcut pentru că primul meu repertoriu a fost în limba rusă. Și dacă cântai în limba rusă și mai ales cât de puțin să nu fie mult accent, adică să suni frumos, plăcut, da. Pentru asta... Și mi-a făcut și prieteni atunci care tot că la Iose din Orșul Nisporin și era un procent așa care era școală rusă aparte. Pe timpuri, da, acum da, și mai... noi avem unde. Maestră, da, nu știu ce. Ați avut obiect, nu? Limba da, rusă, așa era profesorul, era vorbitor de rusă și am învățat primele cânti le-am cântat în limba rusă. Deci mi-a plăcut, pentru că m-am făcut armată. Și în armată mi-a prins bine că cunoșteam rusa și cântam și pentru toți care erau acolo, că noi eram moldoveni, vreo trei băieți în, eu știu, 300 acolo cât eram noi, vreo trei băieți, nu mai eram din Moldova, restul trebuia să vorbești cu ei în rusă și să te estimeze și să le cânți ceva care le place. Așa că tu acum, eu m-am uitat la cuvintele astea, mi-așa mult îmi place cânt cu ăsta. Da? Da. Și mie tot. Dacă să-l cânți tu. Aha, Calina. Eu cred că o să-l plac la toată lumea. Și eu și cred lasă că o să fie, placă. Lasă fie pentru prietenii noștri din Zacarpatia, din da. Transcarpatia. Avem prieteni români de acolo da. Care și le dedicăm lor această melodie. Și vreau să mai dedicăm cuiva. Lui Ivan Danci în special. Ivan Danci și prietenii noștri. Și doamnei Gheorghina Roșca, fosta directoare a grădiniței de copii din Beștemac, Liova, la 71 de ani care împlinește astăzi. La mulți deci, ani, multă da. Sănătate. Să răsune melodia asta frumoasă în interpretarea ta, dragă Elena Demirgean. Mersi mult, Steluța. Ne pornim. Am dat microfonul ăsta. Așa. Речке тихая вода. Ты скажи, скажи, Калина, как попала ты сюда? Ты скажи, скажи, Калина, как попала ты сюда? Как-то раз ко мне весною да парень-брат прискакал, любовался долго мною, а потом себе забрал. Любовался долго мною, потом с собой.
хотел меня, Галины, да посадить в своем саду. Не довез и в поле бросил, думал, что я пропаду. Не довез и в поле бросил, думал, что я пропаду. А я за землю ухватилась, встала на ноги свои и навеки поселилась, где вода и соловьи. И навеки поселилась, где вода и соловьи. Ветер гнет калины ветви, да я теперь не пропаду. Надо мной солнце светит, я по-прежнему живу. Надо мной mulțumim frumos! Superb! Încep toate piesele una după alta. Așa, așa. Frumos, frumoasă piesa asta. Să știi că multă lume aștepta ceva în limba rusă și uite că le-ai satisfăcut așteptările oamenilor. Diana se întoarce la noi. Se întoarce Diana. Vine, vine Diana. Lumea întreabă unde te-ai dispărut. Să știi. Diana a zis că s-a dus la întâlnire. Cu cine? Știi că întâlnirea cu noi este mai prețioasă, așa că hai înapoi. Întoarce-te, te rog. Întoarce-te, te rog. Te ador, țineți minte piesa ta. Întoarce-te la mine, cred că îmi pare foarte rău. Impact. Mi-e trist fără tine, doar eu să trăiesc. Întoarce-te la mine, doar eu te iubesc. Așa, a venit cu apă, ai fost nu, după apă. Nu, m-am dus și am închis geamul. Pentru că mi-era frig. O curentează. Vine răcoare și eu îngheț, e că deci, nu știu. Da, da, eu zvână-te la mâini, Gheorghiță, nu știu ce faci, de frig. Nu, dar știi care-i treaba? Eu strează de la 6 și cred că deja am ajunge oboseala. Cred că serios? E, da. La 5:30 m-am trezit. Presiunea corpului scăzută. Da, a scăzut presiunea. N-ai niște vin. Georgian. Georgian, ai vin, Georgian. În mașină de parte. Mașina am și eu, da. Cert este că aici scrie lumea că Lenuța are ochi frumoși. Da. Aoleu, se văd turburi. Ce? A închis cu mătra mea geamul și mi s-au închis ochii. S-au turburat ochii. S-au turburat. Mulțumim frumos pentru comentariu. Da. Mersi mult. Da. Bravo, Lenuțo. Mersi mult. Îți scrie cineva. Minunată vocea Elenei. Diana, poate mai cânti și tu să scrii și despre vocea ta ceva. Diana, cântă. Deja gata. Nu, deja nu mai pot. Nu mai vrei. Mi s-a așezat vocea. Nu mai pot. Extraordinar ce... Cântă tu. Fatal. Of, Lenuța, mă faci să plâng. Hai cântă tu. Cine scrie? Tu ai cântat numai o melodie. Cine a scris că îl fac să plâng? A scris, imediat îți spun, Aurica Tatarenko. Care? Aurica Tatarenko. Sau Tatarenko. Tatarenko, probabil. Da. Frumos, complimente de la Nuti Natalia Eșan. Apropo, ea scria mai sus cum o cheamă, probabil a intrat în live mai târziu, cum o cheamă pe doamna blondă de lângă maestru, că eu nu-l cunosc. Maestru. Și mai târziu, a început a cânta și mai târziu scrie. Frumos, complimente. Deci, apreciat. Gata, te-a cunoscut. Nici nu mai contează cum te cheamă.
Important că tu cânti frumos. Dar să știi că eu am anunțat numele Elenei înainte de a cânta, așa că... Hai să cânt eu un cânt de cricket. Da, vă rog. Hai. Să mai încălzim. Da, să ne mai încălzim. Să încălzească... Diana Rotaru. Diana Rotaru. Dacă tu ai dispărea, dulcea mea și amară, te-aș găsi cu inima să-mi fii alături iară. Te port în suflet, te simt în minte, visele mi le-ai împlinit, iar lângă tine nu am cuvinte, ești cel mai fericit. Ce-i mai frumos ca dragostea, dacă ți-i dat să o trăiești, nu-ți pare rău de viața ta, poți și să îmbătrânești. Dacă te uite, n-o uita, dacă te lasă, n-o lăsa. Marea nu-i mare, zarea nu-i zare, fără ea. Părea că mai ușor zilele vin și pleacă, fără lacrimi, fără dor, dar fără tine dragă. Inima tace, sufletul zace, nu-mi găsesc locul nici în vis. Gândul nu doare, nici nu tresare, nu pierd nimic, dar sunt în vis. Ce-i mai frumos ca dragostea, dacă ți-i dat să o trăiești, nu-ți pare rău de viața ta, poți și să îmbătrânești. Dacă te uite, n-o uita, dacă te lasă, n-o lăsa. Marea nu-i mare, zarea nu-i zare, fără ea. Mai frumos ca dragostea, dacă ți-i dat să o trăiești, nu-ți pare rău de viața ta, poți și să îmbătrânești. Dacă te uită, n-o uita, dacă te lasă, n-o lăsa. Marea nu-i mare, zarea nu-i zare, fără ea. Super, super, super. Te rog, te rog să ne spui cine a scris piesa, muzica, Olive versurile. Baraluc. Așa de bine a simțit-o. Foarte frumos. Deci, wow, e chiar una din melodiile tale foarte bune. Mie foarte mult îmi place. Și ritmul ăsta, tot. Balcanic, da. Da, versurile Radmila Popovici, da? Radmila. Da. Mm-hmm. Frumos. Maestru colaborează cu cei mai buni. Hai, da, să fim serioși. Am scris și eu la domnul Oleg Baraluc, Viața, tot o melodie, este preferata părinților mei, foarte frumos. Deci a scris și Radmila niște versuri acolo. Mama când aude piesa plânge. Vrei să o cânti? Dar nu știu, nu am negativul, asta e problema. Cum adică? Nu l-am salvat. O să cânt, cred că ceva de pahar, o damigeană sau chestii din astea, știi? Mă gândesc. De câte ori să zic, de mirgeană.
Demirgeană sus pe geană. Steluță, dar știi când am inventat-o eu, băieții de la nuntă. Băieții de la nuntă. Așa ziceam, Demirgeană. Du-te de aici, Demirgeană, ce ești. Demirgeană. Da, interesant. Ce, mă uit pe piese? Hai, tu mai citește mesaje. Aici Raisa Savca a scris în timp ce cânta maestru, foarte frumoasă piesa, sunteți maestre super și cu toții la fel. Mulțumim frumos pentru această seară frumoasă tuturor vouă ce contribuiți să faceți ca inimile noastre să vibreze, a scris Natalia Ieșanu. Frumos, mulțumim. Așa, Diana, un cadou muzical pentru familia Cunciuc din Portugalia. Wow. Vă adorăm. Și aici m-ați găsit. Vă adorăm, sunteți superbi. Ce tare, mulțumesc. Așa. Da. Bravo, domnule Țopa, multă sănătate. Ne-a scris Ecaterina Gâscă. Da, mulțumesc. Și voce să fie. Mm-hmm. Galina Frumusachi ne scrie: vă doresc la toți succes, sănătate, realizări frumoase. Așa. Măi, voi știți că eu am doar plusurile, nu am minusul, nu am negativul la o damigeană. E un alt laptop sau ce? Ce ai? Ce nu, ai? Aici aia n-am. Cântă. Mm-hmm. Cântă ce, ce ai? Intratual. Așa. La mulți ani fericiți, maestre, vă admir, sunteți tezaurul țărișoarei Moldovei. Da, așa este. O legendă vie. O legendă vie. Păi noi am crescut cu melodiile tale. Să mă lăudați că nu o să fie fietle aici. Dar noi am crescut cu melodiile. Veniți acasă, măi copii, când aveai părul ăla lung așa și bretonul înfoiat. Așa te țin minte. Toți la vârstă și au... Breton. Breton. Da. Și părul mai... Și părul mai păr. Aspru. Nu, și părul mai păr. Maria scrie: pe Țopa nu-l întrece nimeni. Exact. Ai văzut, maestre? La fugă. Da. L-a cântat. La tot. La tot. Cred că la tot. Ai, fietilor. Mm-hmm. Eu am început această emisiune atunci când era mai greu și era pandemie, într-adevăr, în floare. Asta a fost prin luna aprilie, să zicem așa, prima emisiune. Dar noi, deja când s-a început în martie, suntem a doilea an. Nu, primul. Da? Nu. Păi de când ați început emisiunea? De când? Prima a fost la 7 aprilie. 7 aprilie, da, mm-hmm. Chiar, 7 aprilie, dată istorică, da, pentru țara noastră. A coincis Miercurea și noi de-amână am vrut să dăm în... Mm-hmm. Abia așteptam să începem. Da, nu era chiar bună zi pentru, dar pentru fost... cântat, dar și noi am început așa cu cântece mai cu de suflet. Cu cântece patriotice după aia, da, și cu emoții mari la prima ediție, a fost frumos. După care, rând pe rând, a venit maestru cu ideea de a invita oameni, artiști, prieteni, colegi de scenă. Și nu pot să spun că și-au dat concursul aici, dar toată lumea a venit cu sufletul la gură. Fiecare emisiune a rămas cu ceva. Da. Și cu cât mai interesanți erau interpreții aici prezenți, cu atât mai multe vizualizări peste tot. Unde erau, când apăreau piesele. Mm-hmm. Și asta este fain. Ne ducem, mă duc undeva și mă fotografiez la nuntă, la o petrecere și să apropie cineva și să fotografieze și îmi șoptește. Eu privesc emisiunea noastră. Da. Și clar că mi-a plăcut când îmi șoptește în ureche că el privește această emisiune. Și vreau să mai zic o chestie. Maestru este tocmai omul, artistul care știe să cânte și până la acest proiect era tare departe de rețele sociale, de pagine de Facebook, de... Eu țin minte în 2017 când am avut un turneu. Nici pe YouTube nu eram. Da, când am avut un turneu, îmi ziceam: hai că tu te pricepi, e video-ul ăsta, promovează-l la tine și scrii și despre mine, că eu nu postez nimic, eu nu mă pricep, mie nu-mi place. Ca să ajungă peste ceva timp, împreună cu Gheorghiță, să creeze astfel de proiect și să fie unicul artist din generația de aur din Moldova, care s-a aventurat să fie tare pe online. Știi, părerea mea. Știi ce îmi place mie la Gheorghe? Are un spirit atât de tânăr. Băi, măi. Da. Lăsați-o. Ai pierdut bretonul, dar n-ai pierdut tinerețea. Nu m-am mărășit. Nu. Da. Da, mustețea. Tu rămâi macho al nostru. Mama mea este îndrăgostită de tine. Și eu. Mirică, domnișoar, zici că, domnul Gheorghe, așa de mult îi place lui mama mea cum cântați. De-am știut cu mama.
te spui că... Și ce, dar mama mea e tânără, eu am 18 și ea are 30. Te zici și mie îmi place, lui mama, dar nu... Dar eu am început că mie îmi place și... Când ai spus? Întâi spui lui mama mea deodată. Dar păi am făcut introducerea să nu supere mama. Ai răspunsurile la tine. Nu, eu cred că... Nu, eu n-am ce face, că cred că de grabă să-mi zic că lui bunica mea, lui străbunica. E, nici chiar așa. De bunică mie îmi zic. Dar de ce când nu? Când muzică populară și mie îmi zic de bunică. O să-i placi, o să-i placi bunicilor, dar când o să fii tatuat. Sunt bunicuță tot... la 40 de ani, știu, okay. Zici că nu. O să-i placi bunicuțelor când o să fii tot tatuat. Păi, da, uite, cu cercel în ureche. Așa te văd. Tatuaj? Aoleu. Da, nu, cu tatuat. Diana, nu. Așa, cu geacă de piele. Așa, da, cu geacă de piele, da. Și în sfârcuri cu cercei. În nas. Da, și în nas tot. Cu potcoavă. Da, și cu părul împletit, îți spunem păr. Cu părul împletit. Perucă. Și da, și tu așa, macho. Hai, hai așa. Da. Așa vreau să te văd. Nu, atunci când n-ați mai pot cânta, să fac toate. Și o să se facă influență. Nebunile tale. Da, și în pantaloni. În pantaloni din piele negre, așa. Strânși pe corp. Coapse. Și de aia o să fac live. Suntem în emisii directe. Cu Macho Man Gheorghe Țopa. E cântă-te mai bine. Hai, Diana, cadou cel din muzical pentru Portugalia, a treia oară scrie mesaj aici. După așa, așa descriere, cred că trebuie să cânt melodia Inima nu fi de piatră. Inima nu fi de piatră. Că doar tu n-ai fost lăsată. Nu, să dar chiar e foarte potrivită piesa asta. Da, chiar. Ia, eu sunt gata, voi? Hai, da. Și îți pot și eu să cânt cu tine. Nu. Bine. Eu m-am băgat la piesa ta. Nu te băga la piesele mele. Știi, dar asta e internațional. Bate din palme. Bate din palme, da? Bate din picioare. Deci, nu că mă încurc, tari, nu mă pot concentra. Tari, cu piciorul. Gata. Deci, ne concentrăm. Gata? Hai, go. Să vezi dorul cu
să zică cineva că Diana n-are voce. Ei, cum? Să îndrăznească dușmanii. Dușmanii mei, din partidul Anatolului. Fără dușmanii, afară. Da, foarte, foarte uite, melodia asta chiar merită tot efortul și tot. Sandu aranjamentul Sandu Gorgoz. Eu am făcut cu el un album cu Sandu Gorgoz. Și chiar îți recomand, uite, oamenii cu care lucrez. Comorile Moldovei? Oleg Baraliuc. Da. Jur. Dar care album ai făcut cu Sandu? Păi, pe albumul unde am lucrat cu Sandu sunt și câteva melodii în colaborare cu alții. Dar albumul în totalitate, da, este realizat cu Sandu Gorgoz. Eu tot cu Oleg colaborez. Și cu Sandu tot? Și cu Sandu. Sunt cu Sandu, Sandu cu Sandu, Gorgoz, da. Tot cu Sandu colaborez. Care ce? Nu? Este făcută cu... Clipa este făcută cu Sandu Gorgoz, cânti? Nu? Ea cântă ceva din... Ia. Vai, și asta o știu. Pentru hai doamna, să fim mai buni. Da. Pentru doamna Luba Ciorici, care împlinește 40 de ani, am plinit pe 8 noiembrie. Să fiți sănătoasă, dragă doamnă. Maestru Gheorghe Țopa vă cântă. Clipă, de ce treci în grabă? Clipă, stai un pic pe loc. Noapte, tu și a ta geană, lasă stelele la loc. Oameni, relele se piară, haideți să unim cei buni. Soartă plină de ocară, hai pornește-mă la drum. Mai treci o zi, mai treci un ceas, hai să trăim atât cât viață ne-a rămas. Hai să zâmbim, hai să iubim și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim. Destinul meu, destinul tău, nu-l schimbă nimeni, numai bunul Dumnezeu. Hai să zâmbim, hai să iubim și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim, să dăruim și să iubim, să dăruim și să iubim. Doamne, domn și domnișoare, toate hai să le trăim. Timpul n-are așteptare, de suflet hai să nu fugim. Mai treci o zi, mai treci un ceas, hai să trăim atât cât viață ne-a rămas. Hai să zâmbim, hai să iubim și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim. Destinul meu, destinul tău, nu-l schimbă nimeni, numai bunul Dumnezeu. Hai să zâmbim, hai să iubim și tot ce-i bun în suflet noi să dăruim, să dăruim și să iubim, să dăruim și să iubim, să dăruim și să iubim. Mesaj frumos, foarte, foarte frumos, foarte magic. Da. Lenuța, nici când ceva în română? La desert, asta e ultima. Bine, ok. Nu? Gheorghe, e ultima. E ultima, da? Nu? Da. Eu vreau să mai cânte. Nu, e plin acolo, dar aici am făcut așa o mapă micuță, zic, să am din ce alege. Dă-mi firul, nu vorbim mult. Aha, eu dau. Ea care vorbește îmi zice mie nu vorbim mult. Ai văzut, da? Da. Păi tu cu... Da. Cu gusturile se descurcă. Lenuțe. Da. Sau engleză. M-am învățat de la tine. Lenuțe, hăi.
Da, dar știi cum, mai este o piesă când am intrat la conservator, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, am vrut să cânt ca Dolina, Larisa Dolina, o cunoști, nu? Da, interpretă de muzică ușoară și jazz. Și domnul Mihai Munteanu, profesorul meu, mi-a zis că, uite fată, ca Dolina tu... Ai să ajungi să cânti. Mai cânti. Mai să mai cânti ca ea. Dar încearcă să cânti ca tine, da. Așa. Vrei să-ți cânt o melodie de la Dolina? Hai zi. Glavne sevo, pagoda v dome, a vse drugoje sueta. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Ух ты, ce frumos! Wow, amazing! Păi dacă știm toate piesa... Mai știi Tina Turner? Tina Turner. I simple the best. Oh, trebuie să vină Cristina Scarlat pe aici. Tak. Și română? Română. Wonderful world. Ce? Ce-a fost asta? Așa vor să zic și eu ce fară. Știi piesă? What a wonderful world. Eu o să traduc What a wonderful world. Da, world. Da. What a wonderful world. Word. Microsoft. Eu vorbeam Word. Despre Microsoft Word. Da. Bine, dar eu tu vreau cântai. Să zic că să prețuim momentul acesta care am avut noi acum azi de petrecut. Și vă mulțumim mult pentru invitație, când ne-ați invitat, maestre. Da. Vă mulțumim frumos pentru amintiri, cum e viața asta rotundă și globul pământesc se învârtește și noi ne-am reîntâlnit la 16 ani. S-a lăsat copiii acasă și a venit. Stă soțul acasă. Salutări. Te iubesc. Noroc. Și vreau să zic că clipa aceasta nu se mai întoarcă, dar amintirile rămân. Așa? Pe YouTube. Și noi, pe canalul de YouTube. Exact, bravo, bravo, bravo. Păi nu. Și ca prima oară. Ce să fie așa ca prima oară. Uite acum ai să auzi, bine? Iată? Ne-am pornit, maestre. Ea noastră. Merg pe pământ și sunt cavioara, toate-n parcă sunt prima oară. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi e dragă viața. Orice splendoare mă doare, această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce bine nu va mai fi, ce bine nu va mai fi, nu va mai fi. Înfiorat spun mamă și tată, parcă în parcă sunt prima oară. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi e dragă viața. Orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Înviorat spun mamă și tată, parcă în parcă sunt prima oară. Aștept dimineața, până
la lacrimi e dragă viața. Orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Dar o să fii pe YouTube. Sper. O să fii pe YouTube. Da. Bravo. Mulțumim. Bravo. Frumos. Da. Pentru clipele tu, frumoase și pentru vremea petrecută frumos. Rămâne să ne întâlnim și peste 20 de ani. A, ce așa de mult. Ai. Păi să fie, Doamne ajută. Să ne întâlnim peste 20 de ani, să ne aducem aminte de momentele astea cum stăm toți. Da. Exact. Ți-a dat Domnul. Și numai decât în emisiuni, ci nu puteți ne întâlnim la altă parte. Păi putem, dar suntem toți ocupați. Tot timpul. Deci când și nu ne sunăm, uite, noi de când ne chinuim să ne vedem și nu ne vedem. Ne vedem numai cu treabă. Cu treabă. Bine că ne-ai invitat, da. Că altfel, cine știe că ne mai vedem. Bine că cum mai vede pe YouTube. Pe Instagram, pe Stories. Pe Instagram, pe Stories. Da. Cert este că, dacă e să revenim la rețelele sociale, de socializare, pardon. Am vrut să te corectez, dar ți-ai dat seama. S-a filmat aici cu două camere bune și pe parcursul săptămânii, până miercurea viitoare, până la următoarea ediție a acestei emisiuni, vor apărea decupate frumos câteva piese, momente. Ah, credeam că se montează toată emisiunea. Nu se montează, nu? Doar emisiunea, melodiile. Emisiunea e în integritate, rămâne pe Facebook și pe YouTube, dar vor fi decupate frumos câteva piese și vor fi plasate pe aceste pagini. YouTube o să ne ceară ceva, o piesă, o scoatem. Da, știi că drepturile de autor, dacă sunt străine, dacă... Dar așteptăm. Noi punem și pe urmă. Așa dacă că, nu vine în două zile. Da, sunt toate detaliile astea importante, foarte importante. Așa că voi, cei care ne urmăriți, fiți cu ochii pe noi, pe aceste pagini și pe paginile fetelor, pentru că ele vor distribui cu siguranță și au ce să vă zic în fiecare zi, mai ales Diana, care este foarte activă. Vă invit să participați la concursul meu lansat pe Instagram, da, concursul Cina cu Diana Rotaru. În ce constă acest concurs? E foarte simplu, pașii sunt să etichetezi o prietenă cu care vrei să vii la cină. Mergem la restaurantul aici. Mergem la un restaurant unde vom mânca ceva foarte bun și veți primi daruri frumoase de la un vin spumant. Știu că nu e voie cu nume, da? Ba, da. A, da? A, de la Bacio di Bole. Și frumos. Mergem la offline, la un club karaoke, unde se gătește foarte bine. Acolo mi-am făcut ziua mea de naștere. Și veți primi în dar o cutie cu vin spumant, cu doze. Și vreau să spun că este un proiect doar pentru Instagram, pentru că am văzut că oamenii mă urmăresc și se mulțesc acolo, se abonează. Asta mă bucură foarte mult, vreau să le mulțumesc pe această cale. Și partenerilor, de fiecare dată Bacio di Bole rămâne partenerul de bază, iar restaurantele le schimbăm, descoperim noi meniuri, noi locații. Uite, așa încercăm să promovăm Horeca și să ajutăm Horeca să reziste. Da, pentru că acum în pandemie foarte multe s-au închis. Foarte mulți prieteni ai mei care aveau localuri preferate nu mai merg acolo din cauza că s-a închis locația. Îți dai seama, pentru ei e ceva. Dacă știi că te duci acolo să mănânci acolo zeama aia sau să mănânci acolo scoicile aia. Dar rezistăm. Rezistăm cât putem și o să rezistăm, o să mergem înainte. Așa o să facem și noi pe plan muzical. Că așa trebuie să rezistăm. Ori pandemia asta se termină și va trebui să revenim, să le încântăm oamenilor. De aceea, deocamdată, o facem așa, mai mult în mediul online, după care se topește gheața și... Steluța, este important să nu pierdem asta, realitatea, știi? Momentul ăsta, adevărat, real, când ne pupăm, ne îmbrățișăm, nu să rămânem doar acolo, că acolo trebuie să fie așa, mai puțin. Da.
Acestea fiind spuse, noi obișnuim să cântăm la final de emisiune o piesă care reprezintă această emisiune și îl reprezinte pe maestru. Veniți acasă, mai copii. A fost o emisiune funny. Haioasă, nu? Cu voi două, foarte funny. O emisiune blondie. Brunetti. Da, că noi doi suntem bruneți, da, da. Așa. Și ele două blonde au adus soarele. Și vă mulțumesc din toată inima că sunteți cu noi, că ați fost cu ochii pe noi toată seara. Până la noi întâlniri. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. O să urmăriți. Noi știm cine o să vină data viitoare, dar când o să fim mai siguri, ultimele zile, o să facem anunțăm. Eu vreau să te felicit că în seara asta ai fost un adevărat sultan. Ai avut trei soții, un adevărat răsfăț pentru un bărbat în general, una gătește, una cântă și cealaltă face masaj. Vezi cum e repartizat, una cântă, una gătește, Stella, ai văzut? Stella face masaj. Stella, tu îți dai deci, seama. Deci pe mine cea mai mică m-ai găsit la masaj, da? Cu picioarele îl fac. Cum vrei tu, așa masaj fel. Cu picioarele pe spinare. Dar tu ce faci? Am zis, eu cânt. Ea cântă. Cânt în struna ta. El ce face? El stă. El e sultan. El e sultan. Deci îți faci un sultan. Sultanul așteaptă răsfățul. Este. Dar cine-ți dansează? Cine-ți dansează? Cine să danseze? Cea care cântă. Cea care cântă, eu. Da. Mă pricep și la dansat și la cântat. Felicitări. Vă mulțumim frumos. Pentru un proiect super. Da. Mulțumim. Să ne ierte lumea, poate undeva am spus o glumă care nu trebuie. Ei, da. Nu? Cel mai mult în seara asta am glumit eu. Așa că puteți să nu mă iertați. Eu nu mă tem dacă cineva nu mă iartă. Domnul să mă ierte. Corect. Așa, corect. Cert este că sperăm că v-ați simțit și voi bine alături de maestru. Așa e de grea despărțirea, simțiți? Da. Așa e de grea. Ce scrie lumea acum la urmă? Așa nu-i plăcut? Scrie numărul 1. Steluța cântă și tu, gata, am cântat. O cântat un cântec și Doamne. Nu l-ai cântat. Ei. Da, exact. Steluța mai cântă ceva? Nu. Dacă mai cântă Stella, nu ne mai ducem de aici. Da, mai bine nu cânt. Maestre. Dar chiar e grea despărțirea. Parcă așa începi să îmi vine să plâng. Eh. Dar poți? Pot. Ia hai. Mai ales. Ei, hai, hai să ne întrecem. Hai să ne plângi mai repede. Dar poți? Pot, da, pot. Nu, eu zic că tot ce este bun trebuie să fie cu măsură. Dacă ești nervată, nu plângi. Rup. Moșc. Fetelor, vă mulțumim. Ah, super. Și vă mai așteptăm. Cu siguranță maestru promitea că proiectul ăsta va fi de lungă durată și artiștii vor reveni și a doua oară, da, și a sigur, treia oară. Da, sigur, da. Și data viitoare nu mai lăsați vinul în mașină. Aduceți aici pe masă. Și... data viitoare ea gătește și eu cânt. Ne schimbăm cu rolurile, da. Eu cred că fiecare care vine la noi vine cu o puțină îngrijorare, cum s-a simțit el, cum a putea să descurce. Totuși, cu căștile în ureche, cred că n-au cântat în viața lor. Să este chestia asta un pic disconfort, dar mie mi-a plăcut, da, să știi. Da. Decât să pun chestiile astea pe cap. Nu, mi se par mult mai cochete astea mici. Fii numai boxe pe împrejur, mm-hmm, cât când da, e bine. Da. Vai, stai că mi-am amintit de boxe. Am fost la câteva nunți de romi în România. Oh, da, da. 35 de boxe. Da, da, da. Jur, 30, în viața mea n-am văzut atâtea boxe, dar ei când cântă, le-am numărat pe bune, zic stai un pic, da, ia dă să văd eu câte boxe sunt acolo. Când noi eram cu organizarea, cu prezentarea, cu Doamne, am zis, n-am văzut așa ceva în viața mea, dar era 1500, o nuntă cu 1500 de oameni. Și erau cântăreți vreo 20, cu tot cu instrumentiști, cu așa, foarte, deci... Fiecare fi echipa lui? Da, 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 deci da. 35 de boxe... Mult. Erau da, deci, se pare mult. Deci ne bucurăm că la sfârșitul emisiunii vă simțiți bine și data viitoare nu o să aveți dubii și o să veniți din prima, așa. Din data prima. Viitoare nu venim cu mâna goală. Venim cu ceva desert. Da. Bine, ai promis. Cu niște cremvuște. Dar le gătești tu. Desert. Cu niște crevuște în muștar. Oi, oi, oi. Dar nu spune, te rog, că mi-e foame. Eu n-am mâncat la cină. Hai să mâncăm. Să zic și eu. Hai, hai la McDonald's. Mai doar el e deschis la ora asta. Nu mai face publicitate acum la toată lumea. La ceilalți se fac publicitate, dar la ăsta nu. La noștri poți să faci. La fast food nu. Da, fast food nu e ok. Da. Pentru toată lumea, veniți acasă, măi copii.
în cele patru vânturi ale lumii. V-ați risipit azi tineri moldoveni, ați părăsit ce-au apărat străbunii, pământul sfânt cu vin și cu poieni. Plecarea-ți unii din naivitate, iar alții de nevoie ați plecat. Să-ți lași pământul e o greșeală poate, să nu te-ntorci la el e un păcat. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vin. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vin. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. De ce îngropați în alte țări răsadul vieții voastre cele tinerești? Să-l pătăcește fără voi răsadul în fața tristei case părintești. Vom poate fi viața norocoasă la margine de lume și pământ. Norocul nostru e la noi acasă, în limba noastră și la nostru cânt. Mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vin. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vin. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mică-i pâinea, mică-i pâinea, dar mai gustoasă, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vin. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, mai gustoasă, în țara ta cu pom și vin. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mulțumim! Pa! Vă mulțumim la revedere!